doamnelor și domnilor, astăzi, 20 august, în prima duminică, după ziua de 15 august, ziua care a murit Sfânta Maria, Biserica Ortodoxă Română a promovat ca în fiecare an din 2009, la această dată, să onorăm duminica ca fiind duminica migranților. Ocazie cu care în fiecare biserică ortodoxă se există un moment în care de rugăciune pentru cei care au plecat din țară. La inițiativa, la propunerea de fapt a domnului ministru Bosar, de anul acesta instaurăm, ca să spun așa, această activitate și începând de acum, în fiecare an, ne vom alătura și noi celorlalte localități din țară care omagează, servează Ziua Migranților de Pregătire. Este o onoare și o bucurie pentru mine că astăzi alături de noi se dau cu așa cuvântul domnului ministru să preia să conduc această întâlnire, să avem invitați de pregătire, fie din fiile de comunitare, fie prin prezența lor aici, fie prin ridicări. De asemenea, salut prezența domnului senator Mațurcă și domnului senator Badea, care este și președintele Asociației Românilor de Pregătire, la PNL. Nu face politică la trebuie să spun la acesta. De asemenea, domnului prefect și apoi părintelui Părtopov. Totodată, alături de noi, sunt prezenți consilierii locali, cetățenii municipiului Călăraș și să nu uităm și presa care totdeauna a fost alături de noi. Le mulțumesc colegilor care au fost alături de mine în perioada aceasta și fără de care nu am fi putut organiza această întâlnire. Mulțumesc și celor care se ocupă de transmiterea în direct live până în Canada, acestei acțiuni pe care, cu sinceritate, vă spun, mă bucur că am reușit să o aducem și la Călăraș. Pe parcursul acestei întâlniri, pe care o să o scoate dintr-un cadru protocolat la un moment dat, în rând de panicerii, pe cei care vor fi prezenți pe ecran, o să rugăm pe cei care au revenit în țară să ia cuvântul și de ce nu, pe ceilalți care vor să spună câteva cuvinte cu privire la această acțiune și la ce am putea să facem în viitor pentru a-i aduce înapoi. Spun acesta pentru că sunt convins că pe umerii noștri, celor care facem politică, politicia locală sau național, va fi o mare responsabilitate. Și având aici doi reprezentanți ai Parlamentului României, poate vor reuși împreună să realizeze proiecte de legi care să vină în avantajul celor care vor să vină în țară și nu numai celor care doresc să realizeze lucruri bune pentru comunitatea în care sunt. Și bineînțeles că oraș. Vă mulțumesc! O să vă întâlnim pe parcursul acestei întâlniri și dau cuvântul domnului Bosar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. O să îmi permită să ieșim din cadrul ăsta protocolar și dacă îmi permiteți, o să-mi dau haina jos. Sunteți de acord? Sunteți de acord, da? De a încerca să ieșim din cadrul protocolar. Scopul nu este unul festivist neapărat. Scopul nostru este să transmitem un mesaj, dar în același timp să discutăm despre această mare problemă. Am fost și luna trecută, cred că am fost la Călăraș și am promis niște lucruri atunci. Și aceasta este una din primele promisiuni. Noi am adresat un apel. Repatrio ce este, de fapt? O grupare de oameni de afaceri. Aici domnul primar m-a prezentat ca ministru. Am fost ministru o perioadă scurtă în Guvernul Cioroș.
Dar văd că asta insistența este pe asta. Eu sunt informatician de profesie, om de afaceri, am crescut și am făcut multe lucruri în România. Dar astăzi sunt aici în calitate de inițiator al Repatriot. Repatriot este o mișcare, de fapt, care își dorește să aducă mai aproape de casă românii plecați. În primul rând, noi am considerat că trebuie să-i aducem mai aproape, în primul rând, pe antreprenori, pe cei care fac afaceri. Și oameni care și-au asumat riscul să plece și care noi credem că și-ar asuma și riscul să revină și să întreprindă lucruri în România. Pentru că aceștia sunt creatorii, primii creatori de valoare economică. Și revenirea lor probabil ar permite o plus valoare mai mare să rămână în țară. În același timp ne-am putea permite să ne plătim profesori, să ne plătim medicii, să ne plătim elita culturală, elita academică, că altfel nu există suficiente resurse să îi putem ține cu adevărații profesioniști acasă. Această inițiativă a fost startată cu 2 ani în urmă, de un grup de oameni de afaceri. Este o inițiativă privată. Noi am venit aici, am scris o scrisoare către domnul primar și domnul primar ne-a invitat. Anul trecut au fost 7 primării care ne-au invitat. Anul acesta s-au făcut 22 și încă alte câteva 10 care au organizat manifestări, dar n-am putut noi fi prezenți acolo. Credem că anul viitor vor fi peste 100 care vor face treaba asta, pentru că românii plecați sunt partea României. Și așa cum a spus, cum a declarat încă din 2009 Biserica Ortodoxă, ar trebui să ne preocupe, să ne rugăm pentru ei și să fim aproape de ei și să arătăm că îi onorăm, până la urmă. Pentru că ei au adus valoare în țară și nu mă refer numai la banii primici, care dacă îi calculăm au o valoare mai mare decât a tuturor investitorilor străini. Nu numai valoarea acestor bani, dar și cunoștințele lor și sfaturile lor și impactul lor în România. Și a trebuit pentru asta să mulțumim, în același timp să oferim oportunități. Dacă sunt oportunități în România să-i tratăm ca partea țării, nu ca inamici. Și aș începe prin a vă cere încă o dată permisiunea să mă așez, ca să putem discuta de la... Mă simt ca la școală, am fost profesor și o perioadă și mă simt, nu știu, onorat, prezidiu, mă simt deja... Și aș vrea să deschidem un pic atmosfera și întreba prima dată câți dintre cei prezenți au lucrat în străinătate, din cei prezenți au... Da? Deci avem 1, 2, 3, avem suficiente, nu? Și aici, întreaga, dar deja am luat contact, am socializat la prânz. Am lucrat, dar am o lipsă și... Așa? Deci o să mai avem și prin intermediul internetului. E bine că avem internet, dar n-am fi avut internet, vă dați seama cum am fi comunicat. Avem comunicații, avem telefoane, totuși câteodată. Dar aș vrea să mai întreb, câți dintre dumneavoastră au rude? Plecate. Rude plecate din țară. Am toată rudă. Nu știu dacă e vreo excepție. E cineva care n-are nicio rudă plecată sau... Vedeți, cam toată lumea avem... Eu am... Nici nu mai pot să-i număr, nici nu pot să-i Vrancea, din Vrancea au migrat foarte mult din prima etapă. Și la un moment dat, în mobilizare, ei să știa că Vrancea e o țară. Nu știau exact că Vrancea e România sau Istria Dunești, Vrancea. Deci să creasă clusterele astea foarte puternice. Ei, în acest moment, eu aș zice, noi avem un sunt cu mine, împreună cu mine sunt membrii inimoși și oameni care au aderat la mișcarea asta și am venit azi aici cu scopul de a prezenta mesajul nostru. Și vă mulțumim că sunteți o administrație care a înțeles. Eu am rămas absolut surprins când am văzut Sfinția sa protopopul locului prezent pe președintele Consiliului Județean. Cu Viorel Badea am aflat ieri, cu care ne știm de 25 de ani studenție din tinerețe. Era membru al Ligii Studenților și Viorel a fost vicepreședintele Ligii și șeful Ligii de la Litere. Și când am văzut atâția oameni importanți și consilieri
înseamnă că e un semn. În momentul în care administrația și cetățenii, am văzut elita orașului prezentă, ne-am întâlnit astăzi, am luat masa împreună, m-a uimit față de alte orașe, am fost la Iași, am fost la Suceava, am fost la Oradea, la Timișoara. În toată această lună, în 22-23 de localități, sunt manifestări specifice care să arate această ofertă a administrației din România și a societății românești în ansamblu. Deci Biserica Română onorează. Administrația trebuie să dovedim că și dorește acasă pe român. Președinția a declarat diaspora pe prioritate națională. Guvernul, cel puțin guvernul în care a făcut parte, a declarat asta și a spus că face. Ba mai mult, chiar și primul ministru, am văzut pe Facebook acum câteva zile, a spus că și-ar dori România acasă. Ceea ce e fără precedent, totuși, pentru că, din păcate, alți reprezentanți ai autorităților îi învățau cum să se adapteze mai bine acolo. Sau, bun, ceea ce e, iar, onorabil. Sau, am văzut la o manifestare să prezenta o platformă cum să se angajeze un român în străinătate. Îi dădeau sfaturi. Platformă plătită de statul român, deci e foarte grav. Adică e ineficient, adică e o chestiune fără sens, până la urmă. Și sunt cu mine niște oameni antreprenori care au venit, sau ne-am mișcat în toată țara, noi am fost, prima dată am început mergând în localitățile unde sunt foarte mulți români în afară. Deci am avut interacțiune cu peste 3500 de antreprenori români care lucrează afară, deci în general oameni de afaceri sau mici meseriași, dar care au câțiva angajați sau au importanță. Și am discutat cu ei, am fost, prima dată am fost la Torino, apoi la Milano, la Madrid, Valencia, Roma, Londra, Dublin, Paris, Lyon, Bergen, Oslo, Atena și în alte locuri, unde am făcut conferințe specifice cu 200-300 de antreprenori, am discutat 2-3 zile cu ei și am văzut un pic care sunt barierele de încoace. Am făcut și niște studii, să spun, online. Deci avem niște, și acum avem în derulare un studiu online despre barierele în întoarcerea acasă și el este pe site-ul repatrio.ro. Îi invităm pe cei care sunt plecați să, și ne aud acum în acest moment să îl completeze pentru a înțelege cât mai bine problema asta. Pentru că nu am învățat la matematică asta. Să rezolvă o problemă, întâi trebuie să vezi ipoteza, concluzia, cauzele, de ce apare problema respectivă și după asta poate are o șansă să îi găsești și soluții. Și noi credem că avem puterea, dacă ne-a ajutat Dumnezeu suficient în credința noastră, să găsim și soluția acestei probleme și să ajutăm neamul nostru să reziste și să reziste în mod fericit la ce o să urmez. Aș vrea să invit prima dată, să, dacă sunteți de acord, să luăm două apeluri video în direct de la doi, să spun, conaționali și colega noastră Călărășeni, care o să ne adreseze pe ce sunt pe Messenger. Da. Vedeți, sunt pe Messenger. Ce înseamnă tehnologia? Ei pot fi acum cu noi. Da? Numai dacă reușiți să... Da. Suedia. Stockholm. În Suedia. În Suedia. S-a făcut patru. Dacă ne răspunde. Ne răspunde. Așa. Era am venit până la ora 14. La 15.30 era. Nu am venit până la ora 14. Ok. Încercați-l pe celălalt să vedem că poate să-l aibă telefonul pe silent și messenger-ul dacă nu-i setat să... Dați un SMS. Da, dați un SMS să stea online. Sunt cu mine Mirabela Miron de la Iași. Mirabela este dreapta mea. Este președinta ISO și a fondat un birou de asistență pentru cei care se repatriază și o să vă povestească despre ce este vorba. Sărmâna! Bună ziua! Bună ziua! Noi aici ne-am strâns de ziua migrantului român, sunt strânse oficialități ale orașului, cetățeni, copii, în semn de apreciere pentru românii plecați. La biserică am fost la slujba azi. Ne-am rugat pentru voi. Cât s-a putut cu puterea noastră. Și eram foarte interesați de cum o duceți acolo, cum vă simțiți și dacă sunteți bine, odată, și doi, dacă ce v-ar face să reveniți acasă, ce v-ar trebui să... Ce ar trebui să facem noi să reveniți acasă?
Am înțeles. Părintele, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă văd de număr atât de mare, special pentru faptul că e duminică. Eu personal mă simt foarte bine aici. Sunt în Anglia de 4 ani acum. Am studiat la facultate, la Universitatea din Manchester pentru 3 ani și apoi m-am angajat în investment banking, lucrez pe obiectivul meu. Deci, din punctul meu de vedere, eu da, mă simt foarte bine aici, dar cred că problema aceasta trebuie privită pe categorii sociale, pentru că vorbim de, la un capăt aspectului, vorbim de români care au o carieră foarte bine dezvoltată și așezată afară și, la celălalt spectru, vorbim de români care pleacă din cauza sărăciei pe care ei o au acasă în România și atunci problema asta trebuie tratată diferit pentru că nevoile sunt foarte diferite. Cel mai probabil nevoile pe care eu le am în carieră vor fi foarte diferite de nevoile celelalte categorii de oameni. Larisa, ești căsătorită? Nu. Îți găsim un băiat bun aici, acolo. Am înțeles, dar tu ai plecat la studii. Ce facultate? Universitatea din Manchester. Am înțeles. Și după ce ai terminat studii, de ce lucrezi? M-am angajat direct în investment banking, așa cum am spus acum un minut. Investment banking. Adică știe toată lumea ce înseamnă asta. Investment banking, nu știu dacă toată lumea înțelege de asta. Industria în sine se ocupă în principal pe de parte cu partea de cumpărare și vânzare de companii, pe cealaltă parte se ocupă de trading pe piețele financiare. În linii foarte generale. Și de ce o ai terminat? Colegiul Național Badu Stilvei? Doamna directoare este aici. Te salută doamna directoare. E aici în sală. Bună ziua. O văd pe doamna Anza. Camelia, tu știi? Eu mă bucur că te văd. Da. Nu te vede. Da. Tu te întorci anual, te întorci în vizită în țară? Te întorci ca turist? Ca... Vii acasă, nu? Ai bute, ai... Bună ziua, doamna Camelia. Îmi cer scuze. Te pup, Larisa. Mulțumesc pentru invitație. Da, părinții mei încă sunt în România, părinții mei încă sunt în Călăraș și mă întorc de câteva ori pe an sau, mă rog, în ultima destul de rar. Da, mă întorc acasă. Da, crezi că în următorii 5 ani te vezi cu un job în România? Nu. Te vezi cu un job acolo? Da. Adică ți-ai făcut un plan de carieră? Da. Am înțeles. Da, în primul rând, industria asta în care eu sunt, nu este... Industria, nu prea... În România nu e foarte dezvoltată industria asta, investment banking. Da. Londra e capitala financiară, să zic, a Europei. Acolo sunt cele mai multe poziții în acest sens. Sunt poziții și în România. Sunt poziții și în România, dar sunt foarte puține. Deci în România competitivitatea pe astfel de poziții e extrem de ridicată. Sunt foarte puține, sunt câteva bănci și investiții puternice. Deci în acest domeniu nu sunt foarte multe tranzacții. Mergerea în acquisition și în România ca să fie mulți specialiști. Da, știu, sunt de acord. Acum, este adevărat că pe cealaltă parte sunt sigură că mulți români care deși au carieră aici ar vrea să deschidă un startup în România, pentru da. Că sunt avantaje. Dar birocrația și lipsa de transparență, cel mai des, cum cred că da, știți, sunt puncte critice care împiedică... Dar tu când ai venit vreodată, te-ai lovit de birocrație aici? Când te-ai lovit în ultima dată de birocrație, poți să ne spui o experiență de-a ta? Să nu zici ceva de primărie. Da. Nu, nu e. Când ai avut ultima birocrație în România și te-ai luptat cu ea? Personal nu, pentru că eu n-am... Dar ai auzit de la asta? Încă. Dar... Prietenii mei, familii, din jurul meu, da, familiile foarte apropiate și rudele mele, mi-au povestit suficiente cât să mă sperie. Și ce citesc online, spre exemplu, aici, atunci când am avut o problemă în legătură cu angajarea mea, sau dacă vreau să văd care sunt pașii pe care trebuie să urmez ca să-mi deschid o firmă, sau dacă vreau să văd care sunt taxele pe care le plătesc într-un an de activitate, există un site care se termină cu .gov de la guvern
unde informația este foarte puțină și foarte concisă. Și exact ce am nevoie și exact așa lucrurile vor funcționa într-un an, 2-3 de acum acolo. Acum e foarte greu să găsesc un site asemănător în România. Și atunci când intru pe site-urile... La noi e pe Registrul Comerțului, le găsești pe toate acolo. Sine? Registrul Comerțului. Cauți Google, Registrul Comerțului, taxe de matriculare la firme cu 200 de lei, da, să matriculezi o firmă, vezi și contabilitate, e simplu și la mine. Dar nu știai tu site-ul sau nu. E mai, într-adevăr, poate nu e foarte simplificată prezentarea. Sunt cam scufoase, sunt cam multe. Probabil că au fost făcute acum vreo 10 ani în urmă, 15 ani și de asta au rămas în cheia programării de acum 10 ani, când eram eu mai. Și de asta nu a mai fost... Mulțumim mult, Larisa, și mulțumim că ești alături de noi. Ori de câte ori vii în țară sau vezi lucruri pe care tu crezi că le-ai putea îndrepta sau pe care tu crezi că le observi și nouă ne-ar face bine, cel mai important lucru e să le spui. Adică e un mare acord să spui lucrurile astea. Adică ce nu merge și care ar fi barierele și ce crezi tu că nu merge și ce ar putea fi îmbunătățit. Asta ar ajuta foarte mult Călărașul. Pentru pământul ăsta de aici, strămoșii noștri s-au luptat în primul război, acum 100 de ani. Deci pentru România asta și pentru terenul de aici și-au dat viața toți strămoșii noștri și în număr foarte mare. Și pe noi ne-ar bucura foarte mult și cred că pe mine personal și mulți români ne bucură foarte mult aportul vostru la, să spun așa, la ceea ce se întâmplă în România. În momentul în care poți să dai un sfat sau poți să faci o observație, ar fi minunat să o faci. Există un site repatriot.ro, dacă vrei să ne trimiți gândurile tale despre asta. Tu ești un caz special. Ești, să spun așa, unul la 10.000 care lucrează în investment banking, din cei 4 milioane de români plecați. Deci cu profilul ăsta, deci vorbind un profil absolut particular și cam și în alte industrie extrem de nișate, în care oportunități în România nu sunt pe măsura pregătirii. Mulțumim foarte mult. Puțin, Larisa, vreau să spun și eu două cuvinte, trei, o frază, două. M-aș bucura enorm de mult dacă vii anul acesta în Călăraș. Asta loc cu la zilele orașului, dacă ai fi în 23-24 septembrie. Dacă nu, atunci când vii, asta nu spun ca să crească în ereticul, ci pur și simplu mi-ar place să stau de vorbă cu tine și să vii cu unele propuneri pe care le vezi tu acolo. Și la același timp, discuția care am purtat-o ieri, dar ar fi interesant dacă ai reușit să îmi aduci numele celor care sunt plecați în Marea Britanie cu site-urile lor, pentru că aș vrea să intrăm prin cadrul primăriei pentru într-un, să zicem, o acțiune în asta generală, prin care vrem să îi cunoaștem, să îi recunoaștem pe toți călărășenii plecați, astfel încât într-o perioadă relativă, viitoare, să putem dialoga și să ne spunem, să ne aduceți la cunoștință unele propuneri pe care le aveți. Mulțumim foarte mult. Luăm mai nouă intervenție, sunteți de acord? La revedere! Mult succes acolo! Români care ne fac cinste, probabil, în joburile care le au acolo și își fac treaba foarte bine, ceea ce e mare lucru, e un aport la imaginea României în ansamblu. Vreau să vă spun ceva, domnule Milici, până să facem legătura, nu a fost aleată să alegi cei care vorbești pur și simplu cu ea, da, să legătura și să vedeți ce călărășeni de aștepția avem. Marius. Salut, bine te-am găsit! Salut, Marius! Deci suntem aici mai mulți oameni din Călăraș, sunt și invitați din alte părți ale țării, sunt și oameni care s-au întors acasă, sunt și vizitatori în vacanță români care sunt călărășeni de pretutindeni. Noi suntem de la Repatriot și am intrat în legătură cu tine să ne spui dacă ai de gând să te întorci acasă în viitor, 3, 5, 10, 20 de ani, dacă ai de gând să revii acasă, și ce ai vrea tu de la Călăraș și de la țara ta? Pe scurt, ce ai vrea tu în sensul ăsta, ca să faci pasul înapoi, dacă... Cu ce am putea să te atragem? Cu ce am putea să te momim? Să te aducem înapoi acasă? La prima întrebare, răspunsul în momentul acesta este categoric nu. Ce ați putea face să mă atrageți? Ar trebui să fie atmosfera pe care mi simt eu aici, în Suedia.
Cum? Adică frig, așa, ai frig, ai răcoare, aici e cald. Da, frigul este primul lucru de care se ia toată lumea. Dar frigul nu contează, pot, sunt călăreșan, să pot căldura foarte bine. Dar este vorba de atmosfera societății. Salut, mă, să mă auzi. Să vedem că nu te spune, am întâmplător. Uite, ai o surpriză, un domn profesor care te știe. Salut, Marius. Bună ziua, domnule profesor. Înainte de mine vorbeai cu un tiz de al tău, domnul ministru Marius Bostan. Fost ministru pentru o perioadă scurtă, nu vrea să-i mai spun ministru, dar nu știu ce mai spun. Dragul Marius, mă bucur foarte mult să ne vedem după atâția ani prin intermediul tehnologiilor la care nici nu visam noi atunci când erai tu ele. Vreau să vă spun că a fost cel mai bun elev din cariera mea de 30 și ceva de ani, olimpic național la fizică, câștigător de olimpiade, de concursuri și așa mai departe. Este un produs al școlii românești. Dânsul a făcut Politehnica în București, nu? Da, în București. În București. Cum au ajuns ăștia de la Ericsson să pună mâna pe tine? Am venit eu la ei. Și cum s-a întrebat? Un pic, dacă poți să ne spui. Am terminat Barbu Știrbei în anul 2001. M-am făcut Politehnica Electronică la București. După care am început și un master. Am început chiar și un doctorat în anul 2008. Dar fiindcă m-am apucat de muncă în 2005, nu am reușit să mă țin și de muncă și de școală, așa că am fost nevoit să abandonez doctoratul. Însă, între timp, verișoara mea mi-a convins pe mine și pe soția mea să încercăm să mergem și în altă țară, să vedem cum este. Așa că în 2009 am fost acceptat la un doctorat în Suedia, în sudul Suediei, în domeniul teoriei antenelor. Și am acceptat, am mers acolo, am început o perioadă grea de acomodare, dar după, în primul an deja eram convins că nu mai vrem să ne întoarcem. Prima vizită în România ca emigrant a fost oarecum definitorie. Ne-am dat seama că este pentru ce suntem noi, niște oameni simpli, este mult mai plăcută viața în Suedia, fiindcă nu avem treabă decât cu ce ne interesează pe noi, în viața noastră. Și atât. Ne-a luat ceva vreme să ne adaptăm. După, cred că vreo 5 ani așa, ne-am putut considera adaptați la viața de aici. Și a fost destul de greu. Dar odată ce am terminat și cu doctoratul, care de asemenea a fost o perioadă destul de importantă în viață, destul de grea, lucrurile s-au liniștit. Când am ajuns la Ericsson, lucrurile s-au liniștit. Simt că este destul de liniște în viața mea. Deși compania nu pot spune că o duce nici extraordinar de bine, și nici că a fost niște companie, adică la 3 luni după ce m-am angajat, au fost niște concedieri colective exact în Stockholm. Dar eu am rămas. Felicitări și tu. Ok. Și la a doua întrebare, ce crezi tu că trebuie îmbunătățit aici? Să te facă să te întorci sau fa alți români să se întoarcă? În primul rând, un lucru foarte important este liniștea, să zicem așa, socială. Oamenii sunt extraordinar de agitați în România și se agață de detalii extraordinar de mărunte și care mie mi se par totuși tot neimportante pentru ceea ce au ei de rezolvat în viață. Asta este un lucru pe care cred că ar trebui să-l învețe românii. Să-și facă oarecum o listă de priorități cu lucrurile care sunt cu adevărat importante și să le urmez pe alea. Să lase pe restul în pace. Ai copii? Am un copil și mai așteptăm acum. Să-ți trăiască și să
Mulțumim. Să fii senator și... ai fost anul ăsta acasă? Ai fost în țară? Da, am fost chiar acum, cred că sunt două, trei săptămâni am fost ultima oară în Călăraș, dar din păcate nu am putut sta, fiindcă am fost fără soție și cu copilul. Copilul nu prea se simte bine fără alți copii, da. Așa că la părinții mei nu prea a fost testat. Ne-ar interesa foarte mult opiniile tale despre cum poți să te simți mai aproape de țară, pentru că, până la urmă, este altă țară, oricât ai vrea tu, nu ești suedez. Deci un român care emigrează în Suedia, după părerea mea, nu știu, poate la a treia generație devine suedez, deci orice ai face, tot românești. Și până noi ne-ar interesa foarte mult experiența asta. Cum să facem ca românii să se simtă totuși cât mai aproape de țară și în momentul în care poate e oportunitate mai mare în România, de exemplu o companie mare de tehnologie, ai vorbit de Ericsson și în România sunt companii mari de tehnologie și poziții foarte bine plătite, în zona de middle management, de exemplu la noi în țară, în companiile, și spun că știu ce vorbesc, în companiile mari de tehnologie, sunt similare cu cele de afară, dacă le raportăm și la costul vieții de aici, nu mai vorbim. România e cea mai bună destinație pentru oameni care lucrează în tehnologie. Deci aș vrea să aduc două, trei argumente. Nu știu dacă le-ai evaluat sau dacă te-ai uitat, dar două, trei argumente poți să pledezi pentru România. Deci în zona asta tehnologică, în câteva orașe mari din țară, sunt deja considerate cu nivel de viață, în clasamente recunoscute mondial ca fiind un nivel de viață bun, adică sunt în top 10-20 din Europa, iar salariul câștigat versus costul de living e printre primele din Europa, în București, să știți. Adică salariile în domeniul ăsta tehnologic au crescut foarte mult, deci nu dau numele companiilor de telecom, dar sunt oameni care sunt plătiți de la 5.000 de euro în sus, în poziții cheie, și vă dați seama că chiriile sunt mai mici ca în țările occidentale și costurile. Dar oameni buni, oameni bine pregătiți. Bine, sunt poziții puține, e competiția foarte mare pe ele, dar tu te-ai uitat vreodată după un job în România? Vorbesc în orașe mari, cum ar fi București, Cluj... Am lucrat în București din anul 2005 până în 2009 și consider companiile de tot. S-au mai schimbat. Da, știu că s-au schimbat și știu, sunt la curent cu faptul că salariile sunt la nivel european, însă nu salariul mă atrage pe mine. Și liniștea de care vorbim. Deci mie îmi place, eu sunt, mă consider oarecum egoist. Îmi place să trăiesc viața așa cum vreau eu și să nu mă lovesc. A, de absolut, prea asta de că fiecare om. Nu trebuie să fie egoist. Da, doar că în România mă lovesc de prea multe detalii atât de neimportante încât că nu mă atrag sub nicio formă. Dar te-ai gândit vreodată să devii antreprenor? M-am gândit de multe ori, dar am citit de multe ori despre ce este vorba. Însă nu am avut ideea de a face. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Am luat, deci, două intervenții, cazuri. Părerea mea sunt... Să intrați... Ne-ar interesa foarte mult dacă intri pe repatriot.ro să ne spui opiniile tale. Repatriot.ro e o platformă făcută de oameni de afaceri. Este vorba de repatriere prin antreprenoriat. Noi considerăm că acum România oferă niște oportunități de business fantastice, deci rate foarte mari, adică o cale de a face foarte mulți bani există în România, atât în tehnologie cât și în agribusiness sau turism. Noi credem pentru asta, credem că în România sunt atât de multe oportunități acum și scopul nostru este să atragem oameni care vor să devină antreprenori sau care deja sunt antreprenori, să fructifice ce avem noi aici. Pentru că dintr-un leu putem face 10. Deci sunt locuri unde în România dintr-un leu poți să faci 10. Ceea ce în Suedia, unde competiția a fost mai strânsă, e destul de greu, probabil, antreprenorial. Că acolo oamenii au capitalism de mult mai mult timp și competiția e mult mai strânsă. Aici sunt anumite zone de dezvoltare unde profitabilitățile sunt mult mai mari ca afară. Și asta e pe dorirea noastră. Noi ne dorim înapoi, în primul rând, antreprenorii,
Pentru că astfel, probabil, dacă ei își fac treaba și avem și o plus valoare, avem și pace socială după asta. Adică pacea socială vine și, probabil, când există o bunăstare suficientă. Că mai ești agitat, nu știu, sunt multe motive, acum mă pot contrazice mulți oameni, dar să știți că multe din motivele agitației vine și la impactul ăsta de lipsuri economice și financiare, și asta creează ghicone și lipsa de pace și de organizare. Mulțumim mult, aș vrea să trecem la... Marius, Marius, am vorbit și ieri și ai spus, eu mai spun românii în zonă, noi în perioada următoare să te contactăm, pentru că vrem să facem o evidență foarte clară, acolo unde putem, a călărășenilor plecați în diaspora, și o să te solicităm să ne sprijin, dacă poți, cu informații cu privire la cine care sunt plecați. Da. Nu, cred că nu știu, problema trebuie pusă ușor invers. Nu ca să ne sprijine sau că strângem informații, că cine știe dacă ai fi trăit și pe perioada aia altă, s-ar fi înțeles cu totul altceva. Nu. Deci, ideea ar fi, autoritățile au dat un mesaj la Călăraș și în alte locuri din țară, că vor să țină o legătură mai strânsă cu românii plecați. Adică în momentul în care ei au nevoie de ceva, cum au moștenire, au proprietăți, sau vreodată vor avea de gând să întoarcă. Noi nu știm. Că nu știm ce aduce viața în viitor. Ei doresc să strângă legătura cu diaspora. Pentru că noi considerăm că diaspora României e o sursă foarte mare de bogăție. Și nu mă refer neapărat la bogăția materială. Și la partea intelectuală. Pentru că un sfat, o idee, o bună practică de acolo, transferată spre țară, poate să aducă o valoare mult mai mare. Și să accelereze drumul spre bunăstarea României. Și atunci administrația locală a înțeles mesajul acesta și domnul primar deja a început să strângă români inteligenți, de toate feluri, nu numai inteligenți, că toți românii sunt inteligenți, nu trebuie să excludem pe nimeni, din toată lumea, și să încerce să țină legătura. În același timp și românii, dacă vin acasă sau au o problemă de rezolvat, au administrația mai aproape și mai eliminăm din birocrație și din neliniști și din nebunia asta și putem să rezolvăm mai ușor lucrurile. Și puntea asta probabil ne va ajuta pe toți. Cam asta e sensul demersului. Și eu sunt convins că domnul primar e extrem de, dacă am văzut că e straight, și cred că o să împingă lucrurile și cred că într-un an de zile. Am zis așa noi, la 100 de ani de la Marea Unire, pentru care strămoșii noștri și-au dat viața la Mărășești, Mărăști, Uicuți, care au murit pentru fiecare bucată de pământ. Adică, ce, noi trăim greu acum, că e greu pe aici, ne mai certăm între noi. E mizerie pe stradă, totodată, asta e. Nu e pace, nu avem liniște, dar strămoșii ăștia ai noștri așa fără liniște și-au dat și viața. Adică, ei cred că ar fi râs de noi acum, greutățile de care ne izbim noi, dacă le spui. Le spun bunicii mele, care a trecut două războaie mondiale, a făcut 5 copii și a ales asta. Că ar fi putut să nu aleagă să facă asta. Sau, dar ea a ales calea asta. Cred că ar râde de mine. Acum nu îndrăznesc să-i spun că, domne, am eu așa o neliniște, cum a încetat cu un vecin. Sau, cred că ar râde de mine. Băi, astea sunt probleme. Adică, comparându-ne cu asta, noi am vrea să mișorăm aceste probleme și probabil expertiza ta e atât de valoroasă. Pentru că, odată când te-ai adaptat acolo, ai avut curaj să pleci. Și ai învățat niște lucruri pe care noi probabil le știm mai puțin aici. Și asta ar fi minunat dacă ai putea să ne susții. Ce zici? Face sens ce spun? Adică sau... Da. E un pic... Da. E saltat. E exagerat? Nu este deloc fixul de aia. Doar un lucru am de spus. Că toate resursele sunt în România. Da. Deci sunt sigur că toate ideile sunt și acolo. Eu cred că avem nevoie și de oameni mai să rupem cercul vicios. Aici ne-am cam blocat, deoarece mai patinăm mai și avem nevoie de... Da, e foarte greu. S-a văzut. Dar se poate. Mulțumim mult! Multă sănătate la copii! Extraordinar! Mai bine ai și la Călăraș de cele 22 de vizite, nu? Da, e extraordinar, dacă sunt chiar extrem de emoționat. Sunt și eu emoționat, dacă e care de aici, deci este extraordinar. Acestea sunt cazuri, să vă spun, e un procent foarte mic. Deci români, de nivel, cum a zis domnul profesor, olimpic. Nu e un
omul s-a adaptat acolo. Aici era... El a plecat spre studiu, spre centrare. Exact. Și sunt cazuri specifice. Că eu vă spun... Să stea la poartă la pașapoartă sau asta să intre Tăricianu prin față. Exact. Adică asta le enervează pe un om de genul ăsta. Înțelegeți? Da. Mai ales asta cu Tăricianu. Am dat un exemplu. Mai ales că și acum s-a făcut poezie. Am dat un exemplu tâmpit. Nu asta trebuie să spun așa. Acești oameni care nu au timp de pierdut pentru prostiile astea de zi cu zi. Așa. Deci noi ce facem? Dacă îmi permite să spun șleapă, șleapă. Da. Căutăm de multe... Hai să ne anatemizăm, să ne mai lovim un pic. Căutăm de multe ori anumite funcții, alergăm după anumite funcții, pentru ca să depășim chestiile astea de stat la coadă. Înțelegeți? Da? Pentru că eu dacă am o anumită funcție, atunci mi se deschid niște porți. Eu omul ăsta nu vrea așa ceva. Da, vrea să fie lăsat în pace, să cerceteze, să-și facă el treaba. Păi noi, ăștia care suntem implicați în administrație, asta trebuie să facem. Să-i creăm noi condiții pentru treaba asta. Nu să stai la coadă, să nu te stai la coadă. Așa. Nu, nu trebuie să stea nimeni la coadă, prostii stai la coadă. Steam pe timpul ușa ușă, cel mai mare coz atunci au fost. Eu zic, acum nu vrea să-mi spus. Acum, nu, acum sunt din cauza incompetenței administrative a cuiva trecător. E cineva trecător, e o incompetență, probabil o să fie, deja, probabil se întâmplă lucrurile, sunt niște incompetențe. Dacă vă uitați în biografie, vă dați seama imediat ce fel de oameni ajung în posturi. Asta e cea mai mare nenorocere a României. Au ajuns plagiatori, ajung tot felul de oameni. Nu că vreau să critic pe cineva specific. Asta e o trăsătura noastră. Mă critic și pe mine în același timp. Dar asta e situația. Dar nu înseamnă. Vedoaria mea e pentru România. De ce? Nu înseamnă că dacă se întâmplă o mică nenorocire de asta, oamenii curajoși și aia care au forță, trebuie să meargă înainte. Sunt și oameni care nu acceptă asta. Și este dreptul lor și libertatea lor de a alege să se ducă țara lor acolo unde se simt bine. Deci trebuie să înțelegem asta. Acum noi, dacă ne dorim acasă într-adevăr și dacă noi toți ăștia de aici ne dorim acasă, trebuie să ne gândim ce avem de făcut, cam cet încet, măcar o parte dintre ei. Eu zic că dacă vin 2, 3, 5% înapoi, e un mare succes. Dacă vin 10% e un fenomen național. Deci România e prima țară din lume. Dacă 10%, ascultați ce vă zic, dacă 10% din românești se întorc acasă, ei vor veni la oportunități, România va fi prima țară din lume. Deja pe creștere economică suntem a doua din Europa. De 3 ani încoace suntem pe locul 2-3 la creștere economică succesivă. Deci trebuie să spun asta. Bine, venim și din spate, da? Venim cu avânt. Deci eu am mare încredere și eu cred că întoarcerea românilor ar da și ar menține România pe tren. Dacă ar avea curajul ăsta. E vorba de curaj și de sacrificiu. Că până la urmă, un om să se întoarcă, dacă, mai ales dacă e bine acolo, e clar că e o doză de sacrificiu să vină înapoi. Dar de altă parte e și o doză de oportunitate. Că sunt niște avantaje în România care și putem să le listăm. În finalul conferinței poate reușim să le listăm. Aș vrea în continuare... Vai, lăsăm momentul. Ne mai aștept 2-3 minute să avem o intervenție. Domnul senator Badea, 2-3 cuvinte, dacă vreți să spuneți. Deci, Viorel Badea, nu că ne știm de 25 de ani, înainte să facă politică, dar a vizitat toate comunitățile românești, cred că din lume. Dacă, cred că e omul cu cea mai mare expertiză din țara românească și nu întâmplător, probabil, că nu s-a născut o politică, a fost tema și el. Și, în același timp, cunoaște și comunitățile de români din afara granițelor. Ce părere aveți? Astea două cazuri sunt un pic decepționale, dar o părere. Crezi că se întorc România acasă și de ce s-ar întoarce și ce trebuie să facem noi, cetățeni? Să apeși un pic pe microfon. Marius, cele două cazuri nu prea se înscriu în filozofia discuției noastre de astăzi. Cei doi tineri lucrează în companii, sau vor lucra în companii importante, acolo companii care în următorii 10 ani nu cred că vor reuși să evolueze la același nivel în România. Ne interesează însă altceva. Ne interesează să deschidem România pentru cei care au plecat de acasă. Noi, în momentul acesta, nu mai avem resurse. Vă dau un exemplu simplu, București, nu știu, cunoști încă doar și la fel, până să găsești un instalator de calitate, trece mult timp. De multe ori, chiar imposibil să se întâmple acest lucru.
interesează, în primul rând, să-i readucem acasă cu cunoștințele lor, bagajul lor de cunoștințe, dar și cu forța lor de investiție. Pentru că dacă un român vine să investească în România, el poate să-l aducă alături de el și pe un alt investitor străin, care, având încredere în el acolo, va veni să investească aici. Un român care se, se va întoarce în țară în condițiile în care va avea posibilitatea să trăiască bine, să aibă o siguranță a câștigului de mâine, să fie respectat de instituții, să aibă siguranța că dacă duce copilul la spital, copilul iese din spital sănătos și nu bolnav, care să aibă siguranța că ajunge în fața administrației și administrația respectă, atunci când intră în relație cu ea. Acestea sunt chestiune pe care noi le putem dezvolta pentru ca un român să se întoarcă acasă. Ori eu cred că în momentul acesta, și nu vreau să spun cuvinte mari, eu cred că în momentul acesta statul român este un stat cu atitudine agresoare. Este un stat agresor în relația cu România. Hai să vedem, dăm statul la o parte. Acum scoateți haina de parlamentar. Nu, scoateți haina de parlamentar. Da, ok. Deci, ideea e și poți să faci personal, ca cetățean, un cetățean al Tălărașului, dacă poate să facă ceva personal. Un om de afaceri din Tălăraș, dacă poate să facă ceva personal. Un primar, dacă poate să facă ceva. Exact ce să facă. Eu știu asta, să nu stea la cozi. Bun, ce să faci? Să te legi tu cu lanțul. Eu dacă eram parlamentar, eu îți dau un exemplu simplu. Când erau cozi la pașapoarte, îmi puneam lanțul și mă legam eu. De... Nu, acum, da, să nu te legi cu lanțul. Ești parlamentar, să te legi cu lanțul. Ideea este că dacă te legi cu lanțul, nu, asta e. Dă vină la presă. Știu. Noi am depus un proiect de lege, anul trecut. Asta e. Prin care am cerut ca toate aceste defecțiuni, defecte administrative, să se repare. Și a picat la vot. Înțelegeți? Ideea este următoarea. Dacă vrei să schimbi lucrurile într-o anumită direcție, trebuie să creezi o masă critică care să le schimbe la nivel legislativ. Un la mână, doi la mână. Eu cred că chestiunea românilor de pretutindeni nu este atributul unei forțe politice. Este o chestiune națională. Iar parlamentarii români, pe chestiuni de genul acesta, trebuie să-și dea mâna. Pentru că ceea ce ne afectează pe noi cel mai mult acum, este faptul că ușor, ușor ne pierdem identitatea, pierzându-ne cetățenii. Un sfert din cetățenii României sunt plecați din țară. Nu mai este nicio țară în Europa unde se există acest fenomen. Ca număr de emigranți, suntem pe locul 2 după Siria. În Siria e război. Am mers cu un Că la noi nu e război. Să românii mai puțin curajoși și cum din țară? Războiul dintre noi e mai periculos decât războiul dintre noi și alții. Pentru că ne afectează solidaritatea dintre noi. Avem un prieten care a vrut să facă o investiție importantă, foarte mare. Da? Undeva la Voineasa. Asta este o chestie de acum două zile. S-a răsturnat un tir pe calea, pe defileul Oltului și a stat 5 ore pe loc. Mi-a zis domnul acesta, iartă-mă, mi-e foame, mai înapoi la București. La revedere. Deci, în momentul acesta, nu funcționează nimic cum ar trebui să funcționeze. Cum mai dau un exemplu, am fost de curând în Suceava și am zis, bă, dacă tot am venit aici în Suceava, venim românii acasă, hai să organizezi întâlniri la primărie și să-i aduc pe românii care au venit din afară să vedem ce problema are aici în țară. Deci mi-au spus că sunt oameni care, cu binecuvântarea unor autorități, așa zis și samsari sau intermediari, iau bani, mulți bani, 1000 și ceva de euro, ca să obține documente mai rapid. Statul nu dă posibilitatea... În Republica Socialistă România, în ziua de azi. Statul nu dă posibilitatea să ții un document pe taxă de urgență pe care să o plătești cu chitanță la stat. Dar îi dă posibilitatea respectivului să ia 1000 de euro și să o împartă pe parangărăt. Există o procedură națională. Excelent. Am înțeles punctul de vedere. Eu cred, eu am stat și eu. Am stat blocat în trafic și în Statele Unite 3 ori. Am stat și în Italia, m-am dus pe aeroport, pentru 100 de kilometri, am stat 4 ore că a fost ambuteiaș. Astea se întâmplă oriunde. Tirul nu să... eu am fost de sute de ori la Alba Iulia sau în alte părți din țară. Am stat pe o dată în defileu. 3 ore se întâmplă. Și cum spune, nevoicirile se întâmplă mereu. Într-adevăr, ne-ar trebui autostrăzi, dar câteodată sunt și avantaje. De exemplu, la noi, dacă îți cumpărai un teren agricol acum 10 ani, tădeai și tu cu 300 de dolari, acum e 5.000 de dolari, da? Vedeți cu cât să vinde hectar. Câștigi de 10 ori. În ce țară a mai fost o creștere în
în zona asta de 10 ori. Dacă îți face o firmă... Dar să-l bagi în intravilan te costă 2 ani. Nu știu, nu știu. Eu zic de teren agricol și de intravilan. Eu am intravilan, am avut un apartament, l-am luat cu 14.000, l-am vândut, costă 40 de 10 ori. În ce țară a mai crescut așa de 10 ori? Deci sunt, pe de-o parte, sunt întotdeauna, întotdeauna oportunitățile sunt pe măsura riscurilor și pe... E o balanță pe undeva. Orice pământ are avantajele lui. Și asta e o teorie care n-am spus-o eu. E teoretizată. Cineva a luat premiul Nobel pentru asta, pentru teoria asta. Deci, eu cred că noi avem în primul rând lipsa de a prezenta și de a explica ceea ce e bun. Noi avem, și s-a creat după Revoluție în special, poate și înainte un pic, dar după Revoluție, în special s-a creat ideea asta. Deci, numai ce e rău, partea goală a paharului. De lipsa de credință, de încredere, de nădejde, de speranță. Eu, părerea mea că în 90, și eu am fost în eroarea asta, și găsesc mulți oameni, după mineriadă, în special, noi nu se poate face nimic. E un dezastru, orice am face, suntem un popor de oameni care nu putem să facem nimic. S-a creat o lipsă de încredere, de nădejde. Eu cred că asta ne sapă mult. Adică nu mai vedem nici măcar lucrurile bune. Dacă s-a răsturnat un tir sau dacă s-a întâmplat ceva rău, le vedem numai pe alea rele. Iar pe alea bune le prezentăm prea puțin. În mod normal, rău se promovează deodată. Prea ușor. Mediatic. Acum, ceea ce face Repatriot este invers. Noi încercăm să vorbim în numele oportunităților și lucrurile bune. Le acceptăm că sunt și lucruri rele. Și le discutăm. Dar, în primul rând, noi trebuie să facem un efort să le promovăm pe alea bune. De tirul ăla siguratorul și la ProTV și peste tot. Toată lumea știe. Da, pare o la două zile, asta e clar. Da. Nu că a fost odată și șoferi așa. Dacă se întâmplă la două zile, e asta e. De ce s-o fi răsturnat cu tirul? Bun, mergi mai încet. De ce trebuie să te răsturnești? Deci, asta e. Că nu-i terenul parte. Partea mea. Bun, exagerat. Acum să facem balanța. Da. Alin Căprină. Să facem o balanță, să vedem ce le spune Alin. Tu te-ai întors. M-am întors, da. Alin, vin mai în față. Vino aici, lângă părintele Protopov. Lângă părintele Protopov și ai și un buton de microfon. Bună ziua, aici. Bună ziua. Așa cum a spus numele meu, este Alin Căprilă. Eu m-am întors în urmă cu 5 ani în țară. Împreună cu fratele meu am luat decizia asta să investim și să facem ceva și la noi acasă. Am reușit de am făcut o mică firmă de construcții la Londra. Fratele este încă acolo, are grijă de ce se întâmplă acolo. Eu am încercat să am grijă și să dezvolt ceea ce am creat în România, la noi acasă. Ce să vă spun? Sunt oportunități, sunt foarte multe oportunități. România este o țară în dezvoltare, avem o economie în dezvoltare, nu așa cum este pe hârtie. O țară dezvoltată nu are două autostrăzi, are mult mai multe. O țară dezvoltată... Te întrerup, îți dai seama dacă avem și două autostrăzi, cum era creșterea economică? Dacă acum așa, fără alea două autostrăzi, mie mi se pare fabulos. Crește producția industrială, crește high-tech-ul, crește agricultura. Păi noi nu avem autostrăzi, să răstoarnă tirurile. Românii sunt leneși, sau sunt, știu eu cum, sau sunt de ăștia care creează panică și n-ai liniște, da? Așa cum suntem, uite că suntem a doua țară din Europa. Cum s-o întâmpla asta, oare? Cum guvern, nu spun cum e, că știe toată lumea. Cu administrațiile astea care au fost. Vă dați seama, frați români, ce potențial poate să aibă țara asta? Dacă așa, cu toate nenorocirile astea, suntem pe locul 2 în Europa la creșterea economică, creșterea producției industriale e fără precedent. Procentul producției industriale în produsul intern brut e între al doilea după Germania. Haide cu crește cu 17% pe an. Cu toate nenorocirile astea. Pot să vă dau un exemplu de la mine din fermă? Hai, te rog. Da. Pot să dau un exemplu de la mine din fermă? Profit pe hârtie. Eu dacă nu fac nicio investiție anul ăsta, se vede ceva extraordinar. Am evoluat, am câștigat. Am renovat o magazie, s-a dus dracului profit. Fix, cred că fix în momentul ăla suntem în România. Avem pe hârtie de toate. Dar nu avem lucruri de care sunt necesare.
La momentul, din punctul meu de vedere, cum gândesc eu, o autostradă la Constanța, la Timișoara, este vitală pentru economia României. E cel mai necesar lucru. Cel mai necesar lucru. Nu pe două benzi. Măcar pe două benzi. Măcar pe două, măcar pe două benzi. E, tot așa zicem și facem la patru benzi. Asta să fie. Să măcar două. Păi, dar noi am pus de comun acord, eu sunt partea din România. Noi, de asta discutam cu fratele și îmi place să spun, avem avantajul de a fi în două locuri în același timp. Bănuții au provenit acolo în mare parte, i-am investit aici, am reușit, am făcut o fermă mică, dar sper să ne aranjăm și să fim și competitivi în următorii ani. Să închidem un ciclu, creștem bobine și facem cultură mare. Vrem să... De fapt, am aplicat un proiect european să facem și abatorizare, îngrășătorie, abatorizare și să închidem un ciclu să putem să vindem produs finit. Să nu vindem grâu și porumb neamțului care ne aduce friptură de porc la sfârșit, să dăm noi friptură de vită pe piață direct. Părerea mea că ăsta este idealul. E foarte greu pentru orice fermier să facă și vegetal, și zootehnie, și procesare. E foarte greu. Dar pe de faptul că sunt una sau două sau trei piese dintr-un puzzle din ăsta lipsesc, de-aia nu merge și de-aia se dau cereale la un preț mic, care are zootehnie de animal la un preț mic, și așa mai departe. De asta ajungem să cumpărăm de afară, de asta ajungem să fim neproductivi aici. Trebuie să acoperim chestiile astea. Românul se sperie, întrebați de ce se sperie român. Românul se sperie de astea. Faceți-le online pe toate, că le ușurați extraordinar de mult. Sau cât putem să facem online, să le facem online. Vă dau exemplu. Am vecin, societatea agricolă, lângă mine. Ca să facă un OP, se duce, se urcă în aro, merge la Oltenița, că este cea mai aproape bancă, și face o plată. Eu am scos telefonul din buzunar și o fac online în 5 minute. Nici nu s-a urcat în aro și eu am făcut plata pe care vecinii mei o fac în jumătate de zi. Asta trebuie să facem. E singura formă să reducem birocrația asta. E bine. Asta e una din chestii. Eu cât am fost ministru, a durat cam o lună până... Când toți românii din străinătate și-au putut plăti taxele online către administrațiile locale din oraș. Chiar și chiar așa o vizită făcută nu. La administrație. Nu, tocmai am spus asta. Cu ajutorul cardului de credit care l-ai în Spania, poți să-ți plătești taxele, adică ca mama ta sau bunica ta când se duce pe gheață, să n-alunece în februarie. Că bunica vrea să prindă și reducerea, că domnul primar îi dă o reducere dacă plătește în februarie. Poți să duc la ghișeu și pe gheață. În momentul de față. La ghișeu îi dăm afară? Nu. Cum când vin la ghișeu îi dă asta? Nu, era ironică, doamna. Nu, nici vorba, da, nici vorba. Am vrea să o invităm pe doamna senator Roxana Pazurcă. Adânsa. Nu v-am recunoscut, mă scuzat. Mă gândeam ce o fi doamna atât de frumoasă și distinsă din dreapta lui Viorel Badea. Vă invităm să ne spuneți câteva cuvinte ca să facem balanța senatorială. Senator de Călăraș. Da. Doamna senator, perfect. Mulțumim mult. Nu știu dacă e nevoie, că oricum și dat vizitat, zic că am o voce destul de puternică și se aude. Am răspuns cu drag aceste invitații, o invitație lansată de către primăria Călăraș, o primărie care mă reprezintă și pe mine, din Călăraș. Așa cum și eu, ca și senator, reprezint locuitorii din Călăraș. Și nu numai. Atunci când am răspuns cu drag invitație, știam și de la domnul Bălașa în mare ce înseamnă acest proiect, sărbătoarea diasporei, ziua migrantului român, fiind un proiect repatriot. Până aici am înțeles, da? Gândesc că nu sunt probleme. E, în ceea ce înseamnă contextul și în ceea ce dumneavoastră a spus să îi readucem prin repatriere, prin antreprenoriat, mă așteptam ca până acum cel puțin, că totuși au trecut 40 de minute de când suntem prezenți aici, să ascult mai multe din problemele esențiale și să nu tratăm totuși în declarații politice și nici în guverne care au făcut sau nu au făcut, sau miniștri care au fost într-o perioadă prea scurtă ca să reușească ce... N-am înțeles ce au reușit sau nu au reușit.
Nu am venit să vorbesc despre politic, am vrut să spun doar să subliniez că, într-adevăr, sunt conștientă că avem o problemă legată de migrație la noi în țară. Într-adevăr, suntem în top 5, în sensul că ne-am clasat rușinos pe locul 4. Nu e un motiv de bucurie. Conștientizăm că și județul Călărași se confruntă cu aceste probleme și nu aș vrea totuși să se înțeleagă că, eu știu, liceul Știrbei este o pepinieră pentru cei care pleacă din țară. Doamne ferește, și la liceul economic și la celălalt licee ne confruntăm cu aceeași problemă. Într-adevăr, tinerii refuză să rămână aici și pleacă, nu putem judeca, pentru că, într-adevăr, acolo se regăsesc mai bine decât în țara noastră. Probabil că este și datoria noastră, de la Călărași, dar și până la București, tot ce înseamnă guvern și senat și deputat și primar, de ce nu, să ne unim forțele pentru scop comun și totuși să-i convingem că nu e de ajuns, într-adevăr, să fii patriot. Sunt convinsă că în afară avem plecați din Călărași mai patrioti decât cei care sunt locuitori ai Călărașului. Dar nu e de ajuns. Într-adevăr, trebuie să găsim soluții viabile, care să-i convingă că, într-adevăr, aici, pe mine mă interesează discuția de astăzi, aici, în Călăraș, găsim un mediu propice pentru antreprenoriat. Ca și sugestie, aș vrea să propun, probabil că o să mă implic și eu dacă acceptați și dumneavoastră, totuși, în proiectul acesta, să mai creăm și un material în care să lăudăm acest Călăraș, să lăudăm bogățiile pe care le are Călărașul, dar și oportunitățile de antreprenoriat. Cred că nu e de ajuns doar să identificăm problema, ci să găsim și soluțiile necesare pe care... Soluțiile sunt la finalul conferinței, să știți, sunt doar pentru cei care ne urmăresc până la final. Am înțeles. Deci la început sunt problemele. Eu am spus la început, dom'le, începem cu problemele, deschidăm firul 4, așa apar soluțiile, ca la matematică. Și am avut răbdare, ați văzut că până și președintele Consiliului Județean s-a trebuit, dar totuși am avut răbdarea de a rămas până aici. Vă doresc succes, vă mulțumim foarte mult. Sunt alături și am cum interesat de această problemă și cer să-mi putiți. Vă mulțumesc că eu am, mă rog, am încercat să fac o scuză, că n-am... Doamna senator, am avut o discuție foarte interesantă în urmă cu câteva luni despre Smart City și am avut și Călărașul, numai care așa doamnă, așa frumoasă în Parlament și reprezintă, dar vedeți că are și... un discurs pe măsură. Da. Și e foarte, foarte influentă. Vă mulțumim foarte mult, să rămână. Vreau să vă spun ceva, că această întâlnire nu pot să o rezolv din maxim o jumătate de oră, 45 de minute, să creezi niște idei și pe care să le expui și după aceea să tragi concluzia. Este o întâlnire care durează cel puțin o oră, jumătate, două, în care sunt, am zis să vinăm practicul și curgilul. Și partea politică, deși să trebuie în soluție politică, dar fără politic nu puteți să trăim, și partea adevărată, fără de care nu puteți să avem economie în care puteți să trăim. Și sunt lucruri care, după părerea mea, trebuie să avem puțină răbdare și să le percepem așa cum să fie. Aia, fel ce mă cumpăr aici. Nu, lăsați... Da, o să stau o părere de dumneavoastră. Da, singura chestie pe care atât. O să va fi asta. Atât. Aș vrea să spun că mă bucur foarte mult să fiu aici, alături de voi, și vă mulțumesc pentru invitație. Mi se pare un lucru foarte, foarte bun că domnul, spre exemplu, și aș vrea să văd mai mulți oameni făcând chestia asta, nu vreau să intru în mai multe discuții pe care o să văd. Și-a dat jos sacoul și a început să vorbească ca de la om la om. Și din discuția pe care am auzit-o astăzi și eu ca și copil care consider plecarea în altă țară, v-aș spune că am putea rezolva foarte multe probleme nemai tratând oamenii ca de la etichetă la etichetă, ci ca de la om la om. Și doar clasa a 10-a? A 10-a. A 10-a. Thank you.
uscatul. Păi, tu mai e verde, plâng uscatul, plânge ardealul și vanatul. De la țara ortodoxă,
mai aproape de România, toate că în balanță înclina foarte mult faptul că limba română grea, că am făcut, dar totuși am văzut seama. Am trecut prin multe, cei care sunt în diaspora și care au plecat știu, toți mai mulți la acțiune pe povestea noastră, nu o să le duc amănânte. Greu, ușor, după câțiva ani de zile am hotărât să-mi iau viața în mâini și am zis că va veni vara să-mi duc la întâlnirile visurile. Într-un cuvânt, nu aveam de gând să rămân un simplu om care realizează visuri altele. Mai mult sau mai puțin la Bușet, dar la un moment dat vorbim criza în Grecia. Așa cum am venit în toată Europa, poate din Grecia, față de celelalte țări, are un efect mult mai mare. Nici aici nu vreau să intram mult de ce, toată lumea știe. Cert este că aici discutăm de când ne-am adunat și în cer de loc în carteză care a fost în zilele de în toată luna august. Vorbim prea mult despre cei care vin să investească foarte mulți bani, care vin să cumpere hectare de pământ, să facă fabrici, uzine și mai departe. Eu aș vrea să mă refer la cei care au plecat de aici, la 18-19 ani, care nu știau nimic să facă, care acolo au învățat o meserie, au ajuns să aibă 3, 4, 5, 10 oameni, se iau în întreprinzi lucrări de la firme de mari construcții. Și un lucru este bunul realizat în diaspora înseamnă numai cel care a reușit să facă câteva milioane de euro și să lucreze într-o firmă sau să vezi la firma. Eu consider că și cel care face o meserie simplă, instalator, folositor sau știu merge, mecanic auto, care reușește să își cumpere o casă, să-și facă o firmă mică și să aibă 3, 4, 5 angajați, să își facă o casă și în România, realizat, este și ăla. Poate că, dacă rămâne aici, nu ajungea să se poate realiza nici măcar atât. România mai pe toți oameni și n-a făcut mai eu. Eu zic că dacă acești oameni s-ar întoarce în România, sunt adevărat oameni care ar putea să ducă cu zoare. De ce? În România, la ora asta, cum au spus mulți de aici, caut un instalator, taie cu tună, cum găsești. Iar dacă îl găsești, nu se știe cât de bun e, nu vreau să nu discut pe asta, dar prețurile, eu vă spun că am observat. Nu știu în Germania, în Anglia, în Anglia, dar știu că în Grecia, la ora asta, un cu un meseriaș în construcție câștigă cel de 30 de euro, 35 de euro, un muncitor în construcție, o la 8 ori. La mine, în Suceava, ca să găsesc ceva să-mi pună faianță în baie, vrea aceiași bani pe zi. Și avea și mâncare. Deci, ideea este că oamenii și dacă se reușim să-i convingem să vină acasă, nu trebuie să-i convingem decât printr-un lucru foarte simplu. Este foarte scură. Să găsească bunăvoință și bunăvoință și ajutor de partea administrației locale. Și un pic de nu știu să spun înțelege, dar un pic de respect din partea celor care fac controle. Pentru că am foarte multe exemple de colegi, prieteni care au plecat, care s-au întors în România, au stat 2-3 ani și mi-a puțin chiar, și au pierdut tot ce au găsit și s-au întors în România. Marea majoritatea lor, din cauza sistemelor de controle abuzive care se făceau la o vremea sumită. Am înțeles să schimba lucrurile în România, să trecem peste moment. Eu am hotărât să mă retoc față pe România în momentul în care am avut un cerar din 2008 până și cu criza în Grecia, așa am zis că trebuie să fac ceva, mă întorc în România imediat ca să scăp, să tai coala, cum se spune, să fac de... Am venit, am deschis o firmă, am văzut ce se întâmplă, nici măcar n-am încercat să o activez. Acum, am cunoscut de tipul asta, am urmărit un pic, le-am urmărit activitatea, m-am interesat mai mult ce se întâmplă,
au avut foarte mulți oameni care au lucrat să facă în România, se pare că lucrurile merg spre bine. Cred că nu mai știu faptul că avem o impozitare destul de permisivă. Vreau să spun că în ora asta am numai impostul, profit 39%. Și dacă vreau să-mi spun din dintre mai dau 10%, nu mai spun de restul, impozit salarii, TVA-ul e 24%, nu mai învață. La ora asta sunt acționar, statul grec, parte în parte. La condiții din România, la ora asta, zic că, în afară de faptul că oportunitățile vin din simplu faptul că nu prea există concurență. În foarte multe ori. Prețurile mari din România, în primul rând, ca ora asta sunt. Astea sunt faptul că mă duc bine să mă întorc față să urmează ceea ce mi-a zis, în primul rând, fiscalitate. Și al doilea rând, faptul că am înțeles că și organul de control a început să-și revizuiască comportamentul față de investitori, și mai bine și mai dau și sfaturi, mai bine și nu prea cum am mers de prima. Câte din numele cazuri pe care am să putea să fie chiar așa peste tot. Ideea este că, din partea din punct de vedere, zic merită. Mulțumim mult, Mihai, că ai venit la Călăraș să aduci materia ta. Mihai e din Bucovina și deja își face un plan de afaceri pentru o investiție în România și sperăm să vă ajutăm și noi cât putem cu sfaturile noastre, cu prezența noastră. Repatrio, de fapt, e o platformă care îi inspiră și în același timp e un loc unde poți să-ți găsești prieteni și oameni care au trecut prin greutăți, adică oameni de afaceri. Deci, Repatrio e o platformă a Romanian Business Leaders. Romanian Business Leaders lucrează cam 300 de oameni de afaceri foarte importanți în România, români, care s-au ridicat prin forțe proprii. Aș vrea să-i număr câteva dintre liderii proiectului. Deci, Felix Codrășcanu, fan curierul, firmă de curierate numărul 1, peste 100 de milioane cifre de afaceri, Eurolines, grupul de reprezentant TUI și lider în turism, cifre de afaceri peste 100 de milioane. Sunt oameni care nu au afaceri, au afaceri simple, private, pornite de la zero. Dedeman a fost unul din susținătorii noștri, sunt doi frați din Moldova, care au statat, dacă știe toată lumea, lanțul de retail Dedeman. Deci sunt oameni de afaceri români care s-au ridicat prin forțe proprii și ne-am grupat în această platformă. Și noi credem că putem să facem diferența. Repatriot e unul dintre proiectele Romania Business Leaders și noi avem un grup de 7-8 proiecte mari și vrem să le ducem în anii următori, astfel încât noi credem că prin forțele noastre putem să împingem, să dăm un exemplu și să putem să antrenăm societatea în sensul dorit de noi. Adică trebuie și fiecare dintre noi să facem ceva. Și eu sunt decât un exponent al acestui val. Și cred că vom reuși în anul următor să împingem lucrurile, să o ia în direcția mai repede. Că lucrurile tot vor merge într-o direcție, zic eu, bună, dar să fie mai repede. Costin Hagea, un alt exemplu, dacă se poate. Ești primar pentru 3 minute. Cred că 5 minute e mult. Cine știe ce semnesc. Ziua, Costi Hagea este numele meu. Perioada 2003-2005 am lucrat în Anglia, m-am întors în țară, am primit un business, de la un angajat, pot spune că am lucrat apenas tot din criminal și încă un angajat am lucrat în producția de produse igienico-sanitare, după care am dezvoltat societatea acces în fonduri europene, doar așa am reușit să ne dezvoltăm. Pot spune că a fost un lucru bun pentru noi. Am investit în utilaje performante care ne-au adus un profit foarte bun. Am reușit să dezvoltăm societatea, ajungând în perioada aceasta la un număr de angajați destul de mare. Deci, ești mulțumit de ce? Pot spune că sunt mulțumit, da.
exemplul lui Costin e foarte important și pentru alții. Cine îi spune tu altora care vor să încerce să facă lucrul ăsta? Care crezi că ar fi mesajul? Se poate în România? Da, se poate. Eu pot spune că se poate. Asta e esența ce face reparat. Ai voință, da, se poate. Au fost greutăți? Da, pot spune că au fost greutăți, dar peste tot sunt greutăți. Nu numai din România. Ai văzut și greutăți? Absolut, dar bineînțeles. Cunoaște. Da, da. Sunt greutăți peste tot, nu numai. Costin a explicat foarte simplu misiunea noastră. Noi credem că sunt oportunități și în România și încercăm să aducem prin aceste exemple. Și te invităm chiar, nu știu, o să-ți luăm poate un interviu pentru platforma noastră. Tu ești un exemplu de om care s-a întors, a venit și a avut succes. Sunt și exemple de insucces. La fel cum în afaceri, în toată lumea asta, unii învin, alții dau faliment. Din diverse motive. Motivele sunt diverse. Nu țin poate de stat sau de administrație sau de... Țin și de persoană. Deci sunt motivele, sunt diverse. De asta noi credem că prezentând cazul de oameni care au avut succes și motivele succesului, îi putem inspira pe alții. Și asta e o valoare foarte mare. Că îi ajută să ia decizia corectă. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Și aveți un primar destul de greu. Puțin primar! Puțin primar să știți că fac acest gest. Să-și dea locul domnul primar, vă felicit. Deci sunteți un primar care aveți șanse să stați multe mandate. Domnul Puiu. Domnul Puiu Eliseiu, care a schimbat câteva vorbe, puteți să aveți un microfon acolo. La dumneavoastră nu se pune problema să... Nu funcționează. Nu, funcționează, funcționează. Funcționează. Eu m-am întors acum 10 ani din Canada, unde am locuit 8 ani și am avut afaceri și acolo, adică nu în același domeniu în care activez în România. M-am întors unde, în Tălăraș, am investit în agricultură, în special în creșterea puilor de carne, activitate care am dezvoltat-o până la un nivel de performanță, pot să spun. Am reușit să accesăm fonduri europene, am creat grupuri de producători, ne-am realizat propria noastră unitate de procesare a cărnii de pasăre și cred că cum să spun, avem în jur de 400 de angajați, afacerea este profitabilă, mulți sunt cu echipă noi care le-ar place să aibă ce avem noi și în ultima perioadă chiar observ că sunt mulți interesați de ceea ce facem noi, în sensul că le-ar place afacerea noastră, nu că ar vrea să facă ceva la fel. În România nu este ușor să faci, adică din ce spune cei care s-au, din ce spun cei care s-au întors, este greu. Este greu pentru că nu e ușor să obții credite bancare. Este dificil, pentru că afacerea în agricultură nu este ca un apartament să-l gajezi și să aibă o valoare mare. Afacerea este foarte, o valoare foarte scăzută în ochii băncii. Și vine și îți evaluează afacerea la un nivel foarte scăzut ca să-ți dea foarte puțin bani. Dar cu toate acestea și cu fondurile europene, eu spun că noi am reușit în acest domeniu. Și în continuare avem un proiect în derulare pe care sper să-l ducem la bun sfârșit și să putem să facem și alte proiecte. Este extraordinar de dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult. Deci se poate. Sigur că se poate, dar... Și adică aveți un nivel de venituri, de, să spun, de bunăstare care e comparabil cu ce era afară sau mai bun. Mai bun sau bun? Este mai bun, sigur, decât ce am reușit să am în Canada. Dar este un alt nivel de afacere. Este un nivel de afacere mult mai ridicat. Dar greutatea ducerii afacerii este mai dificilă în România față de Canada. În Canada era mai ușor, cu actele, cu astea era mai ușor. Este greu, dar dacă vrei, poți. Nu este imposibil. Adică să angajezi un om care face birocrația asta. Sigur, poți să-ți angajezi un om care să stai la coadă și să-ți vezi de afaceri de tare. Da, noi am reușit cu autorități să ne facem drumurile care... Noi suntem fermieri, suntem în câmp, nu avem șosele și autostrăzi, dar drumurile cu legătură cu primăria, cu celelalte autorități, am reușit să le pietruim măcar, nu să le asfaltăm. Și încet, încet ne-am dezvoltat. Mulțumim! Să mai luăm niște mesaje de la... Mulțumim, domnul! Să mai luăm niște mesaje de la compatrioții noștri, dacă le aveți. Așa. Deci mai avem 3-4 intervenții, 5. Mai rezistați, nu? Nu sunteți...
Mă sunteți de acord o oară să mai stau, da? Și am 28 de ani, iar acum locuiesc undeva în nordul Italiei. Nu este o poveste veselă, dar este povestea mea. Fac parte dintr-o familie care mi-a oferit posibilitatea de a studia, obținând astfel o diplomă în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, specializarea în management în turism și alimentație publică, plus o diplomă de manager în turism și o altă de limba engleză avansată. Ne practică niciodată profesia mea de inginer diplomat. Să spunem că am fost mereu atras de matematică, astfel dăm un test de contabilitate în cadrul firmei Mega Image, obținând funcția de contabil și având în subordine 50 de magazine. Avem și un salariu destul de bun, ținând cont că în România sistemul economic este la pământ. Numai că în ascensiunea mea a intervenit o boală, boala tatălui meu, un Parkinson, care a avansat destul de repede. Luând astfel decizia să părăsesc țara și să lucrez în altă parte pentru a putea ajuta părinții, având în vedere cât bun și-a fost alături de mine. Din păcate, tatăl meu nu mai este printre noi acum. Lucru care mi-a dat forță, gândindu-mă astfel la viitorul meu. Dorindu-mi de a-mi deschide o agenție sau o pensiune în orașul următat. Ar fi o realizare enormă pentru mine. Și aș fi foarte fericit dacă și pe plan local aș primi susținere. Ca orice tânăr, visez și îmi doresc să dețin o afacere și să nu depind de nimeni. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Mai luăm un mesaj? Câte mai sunt? Cele scrise. Da, da. Cele scrise le afișăm. Ca să le știați. Salut, eu sunt Ionuț Cristian Cernodor și am studiat la Liceul Mihai Eminescu din Călăraș. Am terminat studiile în drept la Londra și acum lucrez în serviciu financiar. Aș vrea să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, în special doamnei diriginte Rodica Sinișteanu, care mi-a ghidat fiecare pas din dezvoltarea gimnazială. Pe de altă parte, aș vrea să le mulțumesc domnului Nelu Bolașa și doamnei Marilena Rotaru, un alt cadru didactic care mi-a ghidat cariera până acum. Și aș vrea să salut toată comunitatea călărășeană și aș fi bucuros să mă întorc oricând în România. La revedere! Mulțumesc! Nelu Bolașa, ce zici? Cunoști omul ăsta care a zis ceva? Păi e nepotul meu care a fost format aici, pe terasă la mine. Și sunt foarte mândru de el pentru că a studiat în afară și a reușit. El i-a spus să dea și numele instituțiilor care sunt importante și instituțiile, dar faptul că a terminat dreptul în Londra și trăiește singur în Londra, lucrează la o firmă de recrutare de banchet. El recrutează șef de bănci. Firma asta financiară și plasează bucata din Londra directorul de bănci. Și i-am zis să spunem mai multe, dar... Păi se fac acolo foarte mult bani și plasează din bătrânețe în România. Ăștia pentru asta sunt. La bătrânețe sigur își vor reinvesti toți banii în România, dacă România va permite oportunități suficiente. Familia așteaptă mai de mult aici, mama, fete și cu tată, fete. Asta e. Mențion pentru familia mamă. Trece ani, mă cu familie de pe la viață, am 24 de ani, acum de ani de venire la Comitetul de Psihologie. Am decis să mă uit în Germania pe toate să dea pe Dumnezeu și îmi pare că zic împreună un video cu mai bun. Momentan, lucrez într-un salon de cunoscătare, ca și recepționeră. Eu sunt Aurel Mamore, plecarea mea în străinătate a fost foarte simplă din cauza situației morale și financiare. În trecut am practicat boxul ca și sport de performanță, la un nivel destul de înalt, pot să zic în altă performanță, am reprezentat România și Călărașul la campionatele europene și mondiale. Și am avut rezultate foarte notabile. Dar, din cauza dezamăgirii, din cauza promisiunilor care au venit de la
din foarte multe locuri, nu vreau să nu întâlnesc nicio instituție, nici un club, nici o federație. Visele mele au fost pulberate, oarecum, și am trebuit să plec în Germania. În Germania, la început, am lucrat ca măcelar, în serie de piese de la tatăl meu. Între timp m-am perfecționat, am învățat foarte bine să vorbesc germană, am atestat. Și momentan am devenit șef, am un subordine mea 50 de persoane. Momentan sunt scris la Facultatea de Psihologie. Planul de viitor avem foarte multe, dar unul din ele și am vrea să ne ajutați să lucrăm la el. Am reprezentat în România, suntem o familie tânără și nu avem o locuință. Am dorit o locuință și locuri de muncă în domeniile noastre, de la care să avem satisfacție morală, încât să promovăm și alte persoane, dar și satisfacție financiară. Mulțumim că ne-ați ascultat, la revedere că la în momentul când știi cât mai multe astfel de lucruri, deci măcar știi problema, știi ce își doresc și dacă îți dorești să rezolvi aceste probleme, ai o șansă să le rezolvi. Nu înseamnă că 100% se pot rezolva toate. Dar atât timp cât le cunoaștem și ne dorim, ne dorim aproape de noi și chemăm, da? Și declarăm asta, e o șansă în plus să rezolvăm problemele. Dar dacă nu plecăm de la premiza asta, că ne dorim acasă alături de noi, atât administrație, stat, președinte, guvern, miniștri, toată lumea de sus până jos și toată urmea și cetățenii. Pentru că una e să fii acasă, să simți că se uită cineva urât la tine, sau să ceartă doi pe stradă, sau să poartă urât, sau spun așa, lasă-mă, nu ne învăța tu, ai fost pe acolo, vrei să ne spui nouă care-i treaba, cum se discută între... Adică s-a creat dihotomia asta între cei plecați și cei rămași, cât asta va fi micșorată distanța asta, cu atât șansele sunt mai mari. În continuare... Frații Dincă. Frații Dincă, dacă un reprezentant al fraților Dincă, dacă vrea să vorbească, să ne spună din povestea... Este? Da, da. Hai, zi-ne câteva cuvinte. Numele meu este Dincă Dumitru. Am plecat în 2017, când aveam 18 ani și câteva luni. 2017. Și m-am întors acum 2 ani, împreună cu fratele meu, să relăm la agricultură în România. Domnul primar din comuna de Jegădia ne-a ajutat foarte mult, Vasile Aurel, care este un primar excepțional. Dar singura problemă care este aici, piața de desfacere, pe partea noastră, partea la agricultură, în fructe. Este foarte greu să le desfacem, pentru că este o marfă perisabilă și nu avem. Tot cu dânsul ne-am gândit ca să facem cumva un frig, ceva, în comuna noastră. Să putem să desfacem noi, să le producem, vindem. Dar este foarte greu. La început este foarte greu. Treaba, nu spun că nu se poate face și... Dacă muncim, facem, dar împreună. Ca să putem să ne aducem românii de afară, în primul rând trebuie să ne gândim să-i ținem pe ăștia care mai avem în țară, ca să nu ne plece și ăștia, că rămânem decât bătrânii și câinii, când e un proverb. Altceva nu știu să vă mai zic, pentru că este foarte... Ai spus lucruri foarte importante. Asta... Pune un pic ca să facem microfonia, așa. Deci asta cu stațiile de frig, am văzut în Germania cum și-a rezolvat chestia asta cu 30 de ani, s-au asociat oamenii între ei. Nu au fost fonduri europene atunci. Acum sunt și fonduri europene și o să spună Mirabela a cules deja și spre final o să vină și cu, să spună, experiența de la Iași. Noi tocmai am fost și la Iași și acolo e o mișcare întreagă. Am venit pe la Buzău, am fost la Corga ieri. Acum am venit la Călăraș, deci ne ducem prin toată țara și vorbim cu foarte multă lume și Mirabela o să spună spre final câteva posibile soluții. Poate inspiră pe cineva. Fratele lui Alin. Este? Marius. Hai, Marius. Hai să spui problemele, de ce nu vii tot la Londra acasă? Trebuie să ne zici. Dar bine, tu vii, că ești tot timpul în tranzit, dar trebuie să ne zici. Dar vii tot în locul meu. Îi dați locul domnul primar? Poate mă obișnuiesc. Păi, extraordinar.
La noi la București niciodată nu ne dă locul. Da. Ne punem câte o săptămână că sunt prima. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. Deja aveți. Mă numesc Căprilă Marius. Locuiesc în Marea Britanie de 15 ani și încerc a investi atât cât pot în România. De ce nu m-am hotărât să mă întorc în România? În același motiv pentru care se pun și românii care trăiesc în România. Emigrantul român nu este special față de cetățeanul român. Au aceleași probleme. Infrastructură, zero. Sănătate, zero. Educație, zero. Toți le știm, dar nimeni nu spune nimic. Vin partide, se plimbă, fiecare aruncă pisica moartă de la unul la altul, nu este vina nimănui. Eu asta că nu înțeleg în România, că se discută de fiecare dată, citești ziare, te uiți la televizor, vin politicieni, să fie diaspora. Ce să facă diaspora? Dom'le, trebuie să susținem afacerile existente în România, apoi diaspora se întoarce singură dacă observă că lucrurile funcționează în România. Nu trebuie să-i aducă cineva cu avion. Asta vă pot eu spune. Nu știu, mi se pare ridicol ceea ce tot aud în media din România de ani de zi. Să vină cineva să ne facă nouă bine. Nu o să vină nimeni. Noi românii am distrus și am furat România și suntem singurii care o putem reconstrui dacă vrem. Dacă nu, nu. Asta vă pot spune eu care trăiesc în Marea Britanie de 15 ani. Nu vine nici austriacul cu drujba să ne taie pădurile, tot românul o taie și o vinde austriacului. Nu vin străinii să ne cumpere nouă pământul cu forța, noi le vindem pământ pentru că oferă un preț mai bun. Vrem investitori, dar nu vrem investitori. Problema cu șpaga și corupția există în orice țară. Coția nu s-a inventat la noi. Noi încă nu știm să furăm. Asta este prostia noastră. Experiența din Marea Britanie. Țările din vest au avut colonii. De asta sunt foarte dezvoltate. Când noi eram colonie, ei aveau alte colonii. Da? Adică, despre ce vorbim? În 27 de ani s-a făcut un progres extraordinar în România. Avem o țară extraordinară. Avem oameni extraordinari în România. Trebuie să-i promovăm. Nu-i promovăm. Merge cineva la spital și spune, domne, X, doctor mi-a cerut șpagă. Dar nimeni nu spune, am fost la doctor și m-a salvat, că era să mor. Că sunt mai mulți care sunt salvați la spital decât mor. Greșesc? Cum? Dacă eram toți morți. Să încercăm să promovăm ceea ce se întâmplă bun în România. Nu doar lucrurile negative. Asta vor emigranți. Asta vor românii în general. Să promovăm ceea ce avem bun. Nu puteți, fiecare țară are putregaiul ei. Excelent discurs. Mulțumim, asta încearcă să facă repatrio. Noi vrem să dăm niște exemple, să arătăm că în unele se poate. În fapt, noi nu chemăm pe nimeni să ne ajute, deci chemăm odată. Oameni de afaceri din România, repet mesajul repatrio. Chemăm alți oameni cu inițiativă să vadă aceste oportunități care acum 10 ani nu erau. Au apărut acum mai multe decât erau acum 10 ani. Deci sunt din ce în ce mai multe. Ideea e că dacă se creează o masă critică, se rezolvă toate problemele care spunea Marius înainte. Pentru că în România nu e o masă critică, după părerea mea, de oameni care să pună o presiune suficientă pe administrație, pe guvern, astfel încât să nu mai facă erori. Deja s-a creat. Când a încercat guvernul să dea o ordonanță ciudată, nu știu ce ați văzut. Pentru prima dată în România au ieșit în stradă 500.000 de oameni, nu mai știu la Revoluție așa de mulți. Au fost la 13 iunie, atunci au fost. Dar au ieșit foarte mulți. Și ce am văzut, spre deosebire de alte dăți, și asta e încrederea mea în România, am o mare speranță, erau tineri, și nu foarte tineri, erau cumva trecuți, adică oameni cu oarește experiență, toți purtau steagul tricolor. Deci a fost o demonstrație de patriotism extraordinară. Asta nu s-a văzut. Că la celelalte manifestații, eu mă duceam în piața universității, mă duc aminte, spuneam, poporul român, suntem niște idioți cu toți, suntem proști, de fapt. Deci senzația mea la acea vârstă era că din cauza că poporul e prost. Așa am obținut senzația asta. Se întâmplă toate nenorocirile. Ceea ce nu e adevărat. Poporul este foarte inteligent. Poporul este undeva sus. De fapt, elita a tras în jos popor, după părerea mea. Adică liderii. Problema e a liderilor. Poporul român, eu merg prin sate, am mers acum de
10 ani am trecut prin sate, orașe, ieri am fost la corp, mă, sunt niște oameni extraordinari. Până și un tip ieri era la corp, care puse un șpriț, era un om de, poate considerau oamenii de acolo undeva low. A scos două fraze în care ne-a spus, bă, v-ați găsit și voi atâtea ore să faceți șeliță. Chiar azi, când e ziua satului, v-ați găsit și voi să faceți șeliță. Adică v-ați discutat două ore, am mai terminat o dată și a ieșit. Ne-a spus asta și a ieșit în cameră. Deci un om care cumva era sub media mediei, să spun, a inteligenței, cumva, a scos două fraze, ne-a lăsat pe toți mască, toți intelectualii din sala respectivă. Deci, poporul român are o forță fantastică, problema e că, întâmplător, nu avem lideri, poate, care ar trebui și, probabil, nu știu de unde, dar s-ar face masa critică de schimbare, după părerea mea, în momentul când diaspora și-ar da mâna cu țara. Și și-a dat în câteva momente importante, nu alea s-au întâmplat niște lucruri care au schimbat, după părerea mea, cursul istoriei țării, care erau îndreptat în altă direcție. Bun, ca să nu mai așa. Avem, este extraordinar că domnul prefect a stat cu noi. Este un exemplu în care, probabil și pentru că problema e importantă, dar un prefect al județului totuși stă în ziua lui liberă, stă alături, pentru că o problemă importantă, stă alături de noi. Domnul prefect, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte, aveți acolo. Da? În fața călăreșenilor, mă ridic de fiecare dată. Din punctul meu de vedere, este important ca noi, și vorbesc de călărași, de călărășeni, să ne promovăm lucrurile bune. Cele mai puțin bune, să le facem a funcționa din ce în ce mai bine. Pentru asta este nevoie de aportul fiecăruia dintre noi. Și atunci, cum colegul Marius, își dorește și el, cu siguranță, acele lucruri ne dorim și noi. Să avem drumuri mai bune, să avem parcuri mai frumoase, să avem servicii de calitatea pe care ne-o dorim. Dar în toată ecuația asta, noi unde suntem? Le vrem căzând așa? Nu! Nimeni nu o să bată la ușa noastră și să ne întrebe. Vrei ceva mai bun? Păi, ești fraier, încerc. Bineînțeles că da. Bineînțeles că vreau. Dar pentru a ne dori toate lucrurile astea, trebuie să oferim și noi ceva societății. Și să o facem. Nu numai declarativ. Dacă nu luăm atitudine atunci când ne întâlnim cu elementul, cu lucruri care nu ne convine și trecem nepăsător doar să vină cine? Poliția locală, națională, vreo altă autoritate să observe lucrul ăla? Nu. Ceilalți probabil au grijă de lucrurile lor. Și dănie și încet, încet se așează. Devenim nepăsători pe momente și pe lucruri care există teoria geamului spart. O clădire stă în picioare bine și frumos. Când s-a spart primul geam, în scurt timp va apărea și al doilea geam spart, și al treilea geam spart, și al cincilea, după care va începe clădirea să cadă. Întrebare, unde ne aflăm noi? Stăm nepăsători la primul geam spart? Va întâmpla și al doilea. Ca atare să vină cineva să ni le schimbe. Cine s-o schimbă? Tot noi. Avem grijă de noi și de cei al nostru, e posibil să ne fie bine. Altfel, nu face plăcere să asist la experiențele dumneavoastră. Cu siguranță sunt și mai multe lucruri de spus, dar dacă într-adevăr ne pasă și dacă într-adevăr ne rupem, plecându-ne de copiii noștri pentru o discuție de 30-40 de minute, o oră jumătate, două, dacă nu plecăm și cu ceea ce ar trebui să întâmple de mâine sau din seara asta de la 7:30 și atitudinea pe care o să o avem de la 7:30 încolo, e o întrebare la care nu ne putem răspunde. Mulțumim. De fiecare. Vă mulțumesc mult! Eu încerc scuze. Da, vă mulțumim, domnul prefect! Deci, până la urmă, despre asta este repatrierea. Important e ca toată societatea, că degeaba nu pot trage numai guvernul într-o parte sau... E important ca toți oamenii să înțeleagă un lucru, un obiectiv, într-o strategie,
Și dacă toți oamenii cumva gândesc în același sens în îndeplinirea acelei strategii, e o șansă mult mai mare ca ea să se îndeplinească. Dacă plecăm de la început cu o piedică, domne, nu se poate, orice am face e imposibil, atunci vom avea și șanse mai puține. Vreau să vă dau un exemplu economic, pentru că e un cerc vicios. Dacă 10.000 se întorc, 10.000 din 4 milioane, vi se pare mult? 10.000 din 4 milioane? Deja sunt cazuri aici care s-au întors. Dacă unii mai pleacă, nu contează. Ideea e că acești 10.000 de întorși, dacă reușim să facem această mișcare de întoarcere antreprenorială, poate să aducă minim 1,5% în PIB-ul României, în produsul intern brut al României. Asta înseamnă că ne menținem pe calea de creștere. În momentul în care România, 5-6 ani, merge pe calea asta de creștere, crește încrederea și altor investitori. Deci crește încrederea într-o societate. Deci aici e vorba despre încredere. Noi dacă această încredere o întărim în Călăraș, în România, în toată țara, în economia merge. Și erau oameni de aici din Călăraș cu care am discutat chestia asta și data trecută. Și eu cred că dacă reușim să facem niște nuclee în care oamenii care înțeleg lucrurile astea și oamenii inteligenți, cum sunt cei de aici, se gândesc la asta, își găsesc parteneri, fac alianțe cu alții și începem încet, încet. Nu o să se întâmple toate lucrurile dintr-o dată. Eu cred că România are o șansă și vă spun, eu am atâta încredere în România și asta dovedește și istoria noastră trecută, că am făcut lucruri formidabile, incredibile pentru cei din jurul nostru. Și le-am făcut. Le-am făcut. Ele sunt numărabile, cuantificabile, sunt clar. Sunt multe istorie, multă istorie care nu e scrisă, dar am reușit lucrurile astea. Și aș vrea să invit lângă mine, am un prieten care stă acolo sus, din membru în echipa Repatriot, a fost cu mine în 2015 când am lansat proiectul, a fost în echipa Cezar Măurescu, are o firmă de IT, e de aici, din zonă, din apropiere, provine din Slobozia acum. Dar lucrează în domeniul IT și sper să-l aduc pe Cezar mai aproape de județ, pentru că am avut o discuție cu domnul primar de Smart City și cum să creăm un centru de tehnologie aici, să aducem mai mulți tineri și mai multe companii de IT în zonă, să le localizăm în zonă. Cezar, te rog, ia locul meu acum de ministru. A, da, v-a ridicat? De asta m-a ridicat, că mi-a plăcut domnul primar, e o tehnică foarte bună. Deci Cezar, ia locul meu de ministru. Și spune exemplul tău personal de antreprenor. Exemplul tău personal de antreprenor. Tu ai ales să rămâi aici, ai construit în IT, și merge în IT, compania lui și ultimul tău produs cu care ai fost declarat cel mai bun produs al anului anul trecut, Silometer. Despre asta aș vrea să povestești, care are legătură și cu agricultura din zonă. El poate deveni un lider mondial, după părerea mea, și îl prezint azi aici în premieră, poate deveni un lider mondial în domeniul ăsta. Eu cred că este. E format și poate să ajungă acolo. Dacă îți spui câteva cuvinte. Mulțumesc pentru apreciere. Bună ziua. În primul rând, am făcut politehnică, București. Majoritatea colegilor mei au făcut tot felul de studii prin Olanda, Germania. S-au angajat acolo. Au salarii probabil spre 7-8.000 de euro, plus mașină, combustibil limitat, casă asigurată, taxe asigurate și tot felul de lucruri de genul. Eu eram situat undeva mai jos, aveam un job, aveam comisioane de câteva mii de euro și mi-am deschis o firmă. În primul rând, mie mi se pare o problemă că toată lumea așteaptă să-i se dea și nu se apucă să facă. Când aveam salariu bun, n-am pus niciun bani deoparte, că așa eram tânăr. Am avut doar 7.300 de lei. Am început firma în bucătărie, am luat niște laptopuri SH, am găsit niște Nokia 1100, dacă mai țineți telefoane, le țineam în baterie, aveam unele cu ecran spart. Așa, am căutat niște studenți, am pus niște fițuiși în alea cu numărul de telefon, de unde să pot să rup numărul de telefon pe la universități. Și am luat 5 studenți, am sunat, am început să vindem, am făcut tot felul de proiecte 2011-2012. În 2012 am început un startup. Startup ce înseamnă? Dezvolți un produs, creezi un produs care se adresează unei niși. Noi visam să muncim o singură dată la produs și ca să-l vinde la mai mulți clienți. Ceea ce nu e foarte simplu, pentru că trebuie să înveți tot ce înseamnă, de la marketing, promovare, vânzări, creare de produs, project management, deci te trece până toate, de nu-ți dai seama ce te lovește. Și am investit tot ce am casat din 3 ani, adică aproape jumătate de milion de euro, cu tot efortul nostru și cu toată dedicarea și s-a dus pe aia.
După care am început un alt startup, arendaj.ro, am investit și la destul de mulți bani, dar mai puțin, că ne-am mai deșteptat. Nu e un fel, dar nici așa un succes. Și acum ne-am apucat de al treilea startup, acesta Silometer. Practic, de fiecare dată am considerat o provocare orice. Spre exemplu, nu exista o resurse umane. Spuneți că da, România, IT-iști, nu știu ce, nu e chiar așa. Sunt o grămadă de IT-iști, dar asta nu înseamnă că sunt chiar atât de buni. Sunt niște minți strălucite, dar asta nu înseamnă că și știu să stăpânească ceva anume. Se pricep la mai multe chestii, dar nu sunt specializați pe o anumită nișă. Spre exemplu, am început cu Cloud Google, nu există niciun programator de Cloud Google. I-am întrebat pe ăștia la Google, ne-au spus că suntem 22 cu noi. Adică, atunci m-am apucat și am făcut internship și am învățat să programeze pe Google. Adică, de fiecare dată am abordat problema prin a căuta soluții, nu prin a mă păita că nu primesc. Cu instituțiile statului. Nu-mi place să mă duc să stau la instituțiile statului. Am dat căutare pe Google, am găsit o firmă care cu 200 de lei are niște oameni care nu mai pe acolo stau și când depun dosarul meu, mă depun la încă 10. 200 de lei chiar merită să pierd o zi. Adică, chiar nu e o problemă, nici asta. Și am început cu Silometer, eu făceam soft. Acum fac și hardware. Deci e practic un sistem de automatizare pentru silozele agricole. Dar sistem de automatizare care se pare că nimeni nu l-a mai făcut până acum. De pe telefonul mobil poți să automatizezi totul, avem și un tip de algoritm de inteligență artificială, adică practic înlocuim cu acest algoritm omul care trebuie să stea noaptea, că atunci e mai bine să ventilezi, să răcești produsul, ca să se conserve mai bine. Și probabil o să spuneți că sunt nebun. Primul startup, al doilea startup, am început ca al treilea, dar mi-am îmbunătățit procesul. Adică, spre exemplu, am fost votat startup-ul anului în 2016. În contextul în care am început în martie 2016, am dezvoltat hardware-ul gata de producție, n-am avut echipă și experiență pe zona de hardware, dar acum am. Deci îi împoși din China, mă duci la vamă, adică, bine, se duce firma. M-am spus că n-are rost să-mi pierd timp pentru așa ceva. Dar am găsit soluții, n-am avut om pe hardware, am găsit om pe hardware. Și o să rămân... Dar spune ce face produsul, ca să... e interesant, eu zic. E interesant că suntem și într-o zonă agricolă, că rășul e cei mai mari arendași. Așa, am zis în mare. E un produs, sunt niște echipamente hardware care se conectează pe silos, monitorizează senzori și controlează ventilatoarele astfel încât să răcească produsul. E necesară răcirea pentru conservare pe termen lung. Necesitatea pornește de la faptul că atunci când se recoltează, prețul de vânzare e mic. Dacă mai aștept niște luni, poți să vinzi mai scump produsul, dar asta dacă vinzi direct și nu produci ceva sau mai mult preț. Și am căutat om de hardware. Salariile sunt în jur la 3-4.000 de euro, la nivelul la care am căutat. Și am găsit un om pe care se plătea o grămadă de firme și l-am motivat nu prin salariu, ci prin faptul că era o provocare tehnică pentru el. Eu consider că acum că am început să umblu prin țară, ca să vă faceți o idee, parcurg peste 10.000 km pe lună, ca să mă duc să cunosc fermieri, să văd ce probleme au și așa mai departe, am observat că, din punct de vedere concurență în acest moment în România, este aproape nul. Adică, orice m-aș apuca să fac mâine, atât timp cât asigur un nivel de seriozitate, să îmbunătățesc serviciile pe traseu și să ascult, adică să nu fiu, nu știu, pădăran sau eu știu ce altceva, orice business clasic cu niște oameni care să înțeleagă și plătiți bine, nu doar eu să câștig și că de-aia de multe ori multe business-uri să dumne, se poate face profit lejer. Și un mare avantaj al României este faptul că poți să pornești bootstrap. Adică ce înseamnă? Că poți cu o investiție minimă să pornești, ceea ce n-ar putea nu toți. Adică dacă te duci și angajezi acum în Germania, un programator, spre exemplu, pornești de la 3.000 de euro entry level. În Luxemburg nu mai vorbesc, că sunt și mai mari. Plus chirii de 1.000 și de euro și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, România, și nu că e bula asta de IT, pentru că noi nu am
aveam programatori deja formați. I-am luat și i-am format. N-am stat să mă plâng, băi, doamne, nu este forță de muncă în România, că au plecat deja. Nu, i-am luat și am învățat. Și să vedeți studenții cât de implicați sunt atunci când învață ceva. Și am luat prin anul 2, anul 1 chiar, și am învățat să programeze. Și interacțiunea lor cu școala, cu un job, i-a ajutat și inclusiv cu școala. Pentru că problema învățământului, din punctul meu de vedere, este aceea că nu mai are treabă cu realitatea muncii și nici nu se face o intersecție între cele două. Adică elevul de liceu să se ducă pe câmp dacă e la un liceu agricol sau economic, să ducă la o firmă de contabilitate, să vadă din clasa a noua ce înseamnă contabilitate, că atunci când e la 12 să știe că îi place contabilitatea sau agricultură. Mulțumim mult! Mulțumesc. Noi am putut să dăm și câteva exemple, să arătăm că se poate și nu știu cât am reușit până acum. Aș mai vrea Lucian Neașu. Lucian Neașu e un antreprenor care vechi, din 91, e în domeniul vinului, este unul din, să zic așa, partizanii soiurilor românești, care a reușit să mențină niște soi românești pe care de dispariție, niște vinuri. Lucian, 2-3 minute, dacă poți să le spui cum vezi tu avantajele în domeniul tău, în domeniul agriculturii și viticulturii, în special. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mă bucur că sunt la Călăraș. În câteva cuvinte aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ce am făcut noi. Știți foarte bine, după 90 au apărut România a avut o țară viticolă și este în continuare. Deci, foarte multe suprafețe de vie s-au defrișat. Din diverse motive, nu mai spunem de ce. După 2000 a venit replantările. Majoritatea producătorilor de vin s-au dus pe soiurile internaționale. Merlot, Cabernet, Chardonnay, Pinot Gris. Noi, prin faptul că familia înainte a lucrat în domeniu, am avut o cultură în domeniul acesta și mi-a ridicat mingea la nivel foarte sus. Am fost și am ținut la menține soiurile românești, chiar cu sacrificii de a și familie, fiindcă nu e ușor să faci față la toate problemele. Bineînțeles că a face un business în România din 91, gândiți-vă că am fost, ca să zic vorba lui Băsescu, ciuruit de autorități, de cine vreți dumneavoastră, m-am luptat, am căzut, m-am ridicat, iar am căzut, iar m-am ridicat. Nu, nu a fost ușor și nici acum chiar nu e atât de ușor. Problema e că trebuie să fii foarte tenace în România, să poți să duci lucrurile până la capăt, să mergi pe ideea pe care ți-ai pus-o și în creză pe care l-ai. Să mergi să crezi, știu, că am Dumnezeu, să mergi până la capăt în ceea ce ai de făcut, să crezi că faci un lucru bun. Așa. Deci am menținut soiurile românești. În România, fiind o piață de lău, e foarte bine că în România se vinde prețul, nu se vinde calitatea. Sau acum a început să formeze o zonă de elite pe care cumpără vinuri scumpe, vinuri de calitate. Deci crezi că România poate să joace un rol aici, adică în foarte piața asta? Eram pe nicăieri, acum 7-8 ani eram pe nicăieri. Deci prima dată când am fost în 2003-2005 pe la Târguri, eram nimeni în zona. Ceea ce sunt acum niște țări, cum e Grecia, de exemplu, care n-a evoluat în calitate. Vă dau exemplul ăsta, că e cel mai la îndemână. România n-avea un vin cu care să ne prezentăm. Erau niște picturete, ce să zic, tot, inclusiv eu, nu spun de toată lumea. Aveam niște vinuri, era un jitei, un murfatlac, care era mai dulce și era cunoscut, dar nu calitate de vin. Văzând toată lumea și căutând să fac ceva pentru a ieși, v-am spus că am avut mingea la fileu foarte sus, trebuie să fac altceva decât s-a făcut înainte. Și atunci m-am dus și am menținut soiurile românești. Am mers cu el până la capăt. Am crezut în ele și am creat niște vinuri deosebite. Vinuri cu care m-am dus la export, pentru că în România n-aveam cui să le vând. Și am luat deci, pe capăt. Și sunt prea scumpe, de asta am prea lemnit de aeromea. Da? Nu pot să... Vinuri care cu producții foarte mici, cu producții de 2 tone, 3 tone, 5 tone la hectare. Vă dați seama, înseamnă costul. 3.000 de euro așa e scurt un hectar ca să-l întreții cu an. Nu mai zic celelalte costuri de prelucrare și de adus oameni străini să lucrezi cu ei, să vezi, să-ți formeze oameni. E destul de dificil. Deci,
am menținut soiurile românești, m-am dus mai departe să fac încă ceva. Ce puteam să fac? Să vin cu vinuri sănătoase. Cândva am avut, după 90, ideea să vin cu o clinică de sănătate pe bază de vin. Fiind de meserie, asta am avut un cap continuu, să creez undeva pe la Puș, undeva pe la Însurăție, o chestie de genul ăsta. N-am reușit să fac pasta, dar am reușit să fac vinuri sănătoase. Vinuri care să nu avem erbicid, să nu avem insecticid, să nu avem sistemic, vinuri care sunt controlate. Suntem controlați în minim 20 de țări la ora actuală cu același produs, fiindcă e normal, oricine spui că e așa, dar dacă nu te controlează, nu... Și e un scanner care a băgat vinul și ți-a apărut, are sau nu are, e simplu. Am reușit să, zicem noi, să vindem cel mai scump vin românesc. Suntem în China cu o rețea exclusivistă pe care vindem pofedească neagră 2 tone la hectar, care nu e un vin ieftin. Am ajuns să fim în Franța, am atacat. În domeniul vinului e tabu Franța, știți foarte bine lucrul ăsta. E numărul 1, face cel mai mare profit, are cel mai mare brand de țară și trăiește din treaba aceasta. Noi am atacat Franța la modul direct și am reușit chiar acum o lună și jumătate să avem vinul la salonul aeronautic, vinul aniversar de la salon, a fost vinul nostru. E prima dată când un vin românesc pătrunde în Franța la un asemenea nivel. A fost o masă tuturor miniștrilor de război din lumea asta, ca să înțelegeți. Da. Și aici a fost ales de toată presa și presa internațională. Deci căutăm să facem lucruri unice, deosebite și cu care să ieșim în față și noi mergem cu România mai departe. Noi toți anii ăștia am fost, România are, soiurile României. De exemplu, vă dau ca să vă rămână cumva ceva din treaba asta. Șarba e cel mai potențial soi românesc alb. Rețineți, șarba are potențialul Sauvignon internațional. Ați auzit de Sauvignon. Sigur l-ați degustat, l-ați băut, dar șarba puțini au băut. Șarba e făcută la stațiunea de Odobești în anii 70, de cercetarea românească pe vremea comunismului. Dar nu înseamnă că s-au făcut lucruri proaste, s-au făcut lucruri foarte bune. România a avut o cercetare de elită, în primele țări, aș putea să spun. Știți foarte bine câte instituții de cercetare au fost și câte mai sunt acum. Eu, la nivelul ăsta, pot zic că România a pierdut foarte mult, a pierdut startul, a pierdut mult. Dar venim cu alte lucruri, venim cu IQ, venim cu alte lucruri, România vine acum cu alte. Noi credem că în România, în continuare, se pot face produse foarte bune, de calitate, teroarul românesc, de exemplu, și un șarbănet, și am aici la degustare, la sfârșit, o să vă invit să degustăm câteva vinuri de elită pe care le producem noi. Ce n-am spus că descurcăm, a plecat unul. Asta trebuie să deci, chiar și la soiile internaționale, care trebuie să ai și din trăsteia... Deci, ai adus și vinul care l-a băut Macron, Anmarș, da, aici. Deci, care a băut trăștere Macron acolo o lună jumătate, un soi special, se numește Anmarș, un soi de roze, care e făcut de Lucian. Ce aș vrea să mai spun? Noi mergem cu România mai departe. Sunt țări, cum e, ce să vă zic, țările din Asia de Sud-Est, acolo. Acolo suntem cumva eroi prin ceea ce facem, prin ce am făcut aici. În România nu suntem la fel și nu suntem la fel. Respectul care e pentru cel care face calitate, pentru cel care e lider, nu există un respect la fel la moment. Nu cer la nimeni aceasta. Dar noi ca oameni, fiecare facem, punem o cărămidă. Trebuie să punem fiecare câte o cărămidă în tot ceea ce facem. Fiecare trebuie să venim cu aportul nostru. Avem copii aici. Eu vreau copiii mei să trăiască aici. Vreau să trăim o societate să fie la fel, să stai și la Londra și aici, sau și la Paris și aici. România are un potențial extraordinar în foarte multe niveluri. Inteligența românească e extraordinară. Eu am văzut toată lumea asta. Am fost și, ca să mai mă întorc puțin înapoi, am fost și am văzut în toată lumea cercetarea în domeniul vinului, în domeniul bio. Am furat meseria de la foarte mulți profesori, de la institut de cercetări din toată lumea asta, din, știu, fost Africa de Sud, de Chile, Argentina, Franța, Italia, Spania, peste tot. Toți oamenii importanți în domeniul ăsta i-am cunoscut personal. Și e un lucru și eu am căutat să fur de la ei să, cum să zic, nu toate lucrurile am știut, nu toate s-au învățat în facultate. Continuu trebuie să încerci să înveți mai mult, să încerci să înțelegi de ce se face așa și nu se face altfel. Știm și noi la școală, atâta de aici până aici, dar totdeauna trebuie să înveți, în fiecare zi trebuie să înveți. Și învățatul ăsta să te aducă să faci în societate, să-ți aduci aportul. Cu plusul, cu minusul tău. Dar mulțumim, Lucian. De la ceea ce faci. Mulțumim mult. Lucian este un membru al echipei de patru. Vrem să facem un film special.
cine deja lucrează, Lucian și, și oamenii lui lucrează la asta, care să-l bea românii și să ia cu dorul de casă, să urce în avion, să meargă către casă. Asta este, asta e, la asta se lucrează. Deci vom lucra până vom reuși. Bine, că vă dați seama câte degustări trebuie să avem ca să ne dăm seama că vom reuși cu acel vin. De asta Lucian așa a adus din licorile speciale, a adus câteva sticle, ca să vedeți în ce constă valoarea noastră. Pentru că e foarte important, trebuie să ne dovedim și nouă înșine că suntem valoroși. Și trebuie să arătăm asta, de câte ori avem ocazia. Și de asta noi, noi ducem și acest teac. Nu mai puțin, dacă îmi permite. Da. Deci aș vrea să spun că teroarul românesc, România, are potențial extraordinar prin, în domeniul... Adică merită să cumpere teren pentru vită de vie. Aici e nevoie de cât mai multă forță. România, ca să aibă în afară un cuvânt de spus cu mine, eu sunt unul singur, dacă nu vine toată lumea. Toate companiile din România au făcut investiții foarte mari acum în domeniul calității. Deci, în următoarea perioadă, eu consider, și e părerea mea personală, că România o să fie un nou Chile în domeniul acesta. E nevoie de alt din spate care să vină să investească și să facă, să facă, pentru că avem potențial. Suntem la nivelul Franței. Deci, ca nivel de calitate, să știți, România... Deci, banii de exemplu, europeni, pe domeniul ăsta s-au absorbit 100% din primele săptămâni. Deci avem, cum să spun, darul de la Dumnezeu ăsta. În România poate să facă cele mai bune vinuri albe din lume și cele mai bune vinuri roșii din lume. Sunt puține țări care poate să facă și alb și roșu. Știți foarte bine, Bulgaria are numai vin roșu. Germania. Mulțumim, Lucian. Deci o oportunitate, asta a fost o oportunitate de vis. O continuăm acolo. Acum luăm întrebări din sală, da? Am un amendament, dacă luăm și Basarabia, devenim numărul 1. Păi să, trebuie să încercăm, da. Da. E foarte important să ne ducem terenul mai ieftin acolo, un pic aici. A trebuit cumpărată vița de vie de acolo. Da. Cred că e un plasament bun. Și luăm vinul și la ducem. Deci luăm un tur de întrebări din sală, un tur scurt de întrebări, mai avem maxim 15 minute, 20 minute și Mirabila o să țină discursul final. Mirabila, discursul din partea noastră și domnul primar o să încheie conferința. Dacă sunt întrebări, dacă nu trecem la licoare, v-am prezentat spiciul lui Cean la sala urmă ca să scădem numărul de întrebări. Asta e o tehnică. Da, o scară de la 1 la 10, cum ați, ce notă ați da eu personal am avut de învățat, deci am văzut lucruri și mi-au venit noi idei. Și după întâlnirea asta, deja am două, trei idei noi, care sper să ne ajute în eficientizarea misiunii noastre. Că noi ne-am propus ceva. Nu e simplu, da. Pe noi ne-a ajutat și sper să ne fi ajutat cu toți între noi și pe cei de dincolo și cred că vom izbândi până la urmă. Și știți de ce cred că avem mari șanse să izbândim în misiunea asta de a readuce cât mai mult români? Am început să meargă prost pe acolo. Asta ne ajută mult. Bine, nu trebuie să ne bucurăm niciodată, dar să știți că lucrurile nu merg bine nici acolo. M-am plimbat mult în lumea asta, dar în ultimul timp, în anumite țări, merge din ce mai prost. Nivelul de taxare de acolo este exorbitant. Deci impozitele și taxele de acolo. O fi mai bine, o fi mai unele lucruri mai bune, nivelul de taxare e ridicat. Ceea ce capitalul fuge și antreprenorii fug în general de nivele taxate de ridicare. Deci o chestie de timp. Eu pariez pe România. Și dacă vă uitați, și cursa de valori arată, chiar așa mică cum e la noi, arată o creștere substanțială. În ultimii 2-3 ani, creșterile după bursa românescă sunt printre cele mai mari. De ce? Canaliștii aia deștepți financiar care mai plasează pe un bat să îmbogățească mai repede decât plasamentele obișnuite, pariază pe România. De ce credeți că fac asta? Sunt oameni foarte inteligenți, care au făcut miliarde. Și totuși au plasamente aici și plasează continuu. Nu poți să plasezi prea mult pentru că e volumul mic. Bursa de valori București are un volum mic. Nu poți să, dacă arunci câteva milioane, bulversezi o zi de tranzacționare. Dar sunt oameni care pariază pe România. Eu la fel pariez pe România. Și prima dată cred că românii de afară ar trebui să parieze pe România, că prin investițiile lor aici vor fi cu un randament mult mai mare decât în oricare loc din lume. Mulțumesc. Deci întrebări? Dacă mai sunt întrebări? Aș vrea să spun foarte scurt ceva extrem de important pentru comunitatea noastră. Pentru că în urmă cu puțin de o lună am avut întâlnirea pentru Smart City, avem această întâlnire acum,
Asta înseamnă că se întâmplă lucruri la Călăraș. Dar pericolul ar fi să se întâmple vara asta și să se oprească. Este extrem de important toate ideile din Smart City și din Repatriot să le adaptăm la ce avem la Călăraș și ce putem să facem la Călăraș. Pentru treaba asta, domnul primar, sunteți primul care trebuie să vă luați obligația să ne întâlnim mai des și să discutăm, pentru că eu cred că șansa Călărașului, având în vedere faptul că este la o oră de București, o oră de Constanța și iată, conectat la această autostradă București-Constanța, este să devină cu adevărat un oraș inteligent și plin de oameni inteligenți care să aducă plus valoare. Aminte, exact cum am spus la trecută, riscăm să ajungem în târg al agricultorilor prăfuit și uitat în colțul ăsta de lume. Pentru treaba asta, trebuie să vedem legea românească, ce permite autorităților locale să pună la dispoziție gratuit sau la prețuri modice pentru cei care chiar vor să vină să facă altă tehnologie la Călăraș. Mai mult decât atât, eu consider că într-o primă fază, dacă putem atrage una, două firme mari, care sunt în niște spații foarte, și la niște condiții foarte prietenoase, să poată să vină să desfășoare activitatea aici, eu cred că o parte din tinerii călărășeni plecați la studii la București, la Constanța, se pot întoarce aici, în condiții, zic eu, mult mai bune de a găsi o locuință la un preț accesibil, de a trăi într-un oraș mai puțin stresant decât este Bucureștiul, pentru că sunt și oameni, ați văzut liniștea suedezului nostru. Cred că dacă aici ar găsi salarii comparabile, oamenii ar veni și de-abia atunci începem să construim și acel hub pe lângă aceste firme mari. Pentru că aminte vă spun. Avantajul avem, să știți, dacă orice frumoase, deci frumoase și idei bune spunem de mult. Să vedem cu ce începem. Mulțumesc. Să știți că Călărașul, apropierea cu Dunărea și farmecul lui, poate să dea o senzație de liniște. A, vrei gălăgie? Te duci la București. Vrei la mare? Te duci la mare. Imediat, într-o oră. Deci asta e un avantaj și probabil va fi exploatat în următoarea perioadă. Dacă mai sunt alți repatriați, care vor să spună ceva. Am și ceva de spus. Da, spuneți. Soluțiile trebuie să fie, ca să zic așa, capul cu pas al fiecăruia. Nu
ce a făcut ăla ieri, ce a făcut ăla astăzi, și profit că este și presa aici, și presa are un rol important în proiectul ăsta. Deci ar trebui ca presa să prezinte ceea ce este de făcut, nu ceea ce s-a pușcat aia pe stradă, s-au bătut, sau nu știu ce vrea pe tot, s-au mai făcut. Deci nu asta ne interesează. Pentru România e important ca cu compas să fie ceea ce este de făcut, ca să mai fie ce vedem astăzi. Asta trebuie să fie țelul și ideea. Deci, altfel nu vom reuși și nu vom ieși nimic cu asta. Mulțumim foarte mult. Cum spunea băiatul ăla înainte, nu va veni nimeni să ne rezolve problemele. Noi trebuie să le rezolvăm. Așa. Și felul ăsta. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mirabela, care e concluzia ta? Și fă și o comparație, poate, cu Iașu. Să jos. Ziua. De la învățarea Călărașului. Ca un... Îmi mulțumesc, Marius, că mi-ai dat ocazia să închei și ca să răspund și pornind de la ceea ce spunea domnul prefect, care mi-a plăcut foarte mult. Noi ce facem? Cerem autorităților, cerem guvernului, cerem parlamentului, dar noi ce facem? Noi ca individu, ca persoană individuală. Noi ca membri ai comunității. Și pentru asta eu personal, după 12 ani de firmă, după două fete, care mi-a permis să mă dezvolt ca și firmă, după fapt, și pentru a mulțumi mediului și comunității unde m-am format și care m-a... Mi-a dat voie să am o familie frumoasă, să am două fete sănătoase, așa cum este sistemul medical. Am avut o sarcină, vrea două sarcină gemelare. Dar s-a putut în condițiile în care trăim. Noi la Iași am înființat biroul Restart Home și pentru că asta știu să fac antreprenoriat, lucrez de la 22 de ani, am înființat un birou de consultanță în care sprijinim gratuit pe cei ce vor să se întoarcă în România, nu neapărat la Iași, cu sfaturi pornind de la cum să începi o afacere, care este, ce avize ai nevoie, cum, de unde și cum se obține finanțarea, care sunt liniile de finanțare pe care le pot accesa ca nou venit sau dacă vrei să accesezi un fond de investiții sau un fond european, ce ar trebui să faci în următorul an sau în următorii 2 ani pentru a putea fi eligibil de atragere de fonduri. Și mi-aș dori, toți suntem voluntari în acest proiect, sunt colegii mei de la consultanță și mi-aș dori foarte, foarte mult ca să plecăm cu ceva concret de la această dezbatere. Haideți să facem acest birou și în oraș. Călăraș arond restarthome.ro, de ce nu? Nu implică o foarte mare... financiar nu este o implicare foarte mare, este doar o implicare de timp și o implicare de expertiză. Din punctul meu de vedere și al biroului de la Iași, conduc un birou de 60 de oameni, de consultanți și am și un birou la București, dăm tot sprijinul necesar și fac acest lucru pentru că România mi-a dat voie să mă dezvolt. Datorită faptului că m-am născut în România, sunt ceea ce sunt și am ceea ce am acum. În România am o familie frumoasă, în România îmi câștig banii cu care mă duc în vacanțe, în România mă tratez atunci când am nevoie să fiu tratată. În spitalele din România am născut fetele, apropo, și consider că dacă Dumnezeu a îngăduit să ne naștem aici, avem o datorie morală, sfântă, sacră, să avem grijă de acest pământ. Vă mulțumesc! Înainte de a-i transfera cuvântul de închidere domnului primar, vă reamintesc, repatriot.ro, asistență, Restart Home, asistență. În momentul în care cineva vrea să întoarcă, are o idee, n-are o idee, vrea un sfat, vrea să facă parte dintr-o echipă, vrea un sprijin, găsește în noi un partener. În măsura în care putem, pentru că e un proiect absolut, să spun, privat și de voluntariat, în măsura în care putem, vom ajuta cât putem pe cei care, și deja avem sute de cazuri de asistență, sute de cereri și în același timp sute de oameni pe care am ajutat. Și de ce nu? Trebuie să spunem că unii dintre membrii noștri sunt și investitori, adică au investit în afaceri cu care au venit alții. Au investit umăr la umăr, parte cu ei, când au nevoie. În momentul în care
vom reuși să coalizăm o forță mare în România, în cât mai multe orașe. Sunt convins că țara își va menține ritmul de creștere și de ce nu fiecare dintre noi personal va avea de câștigat, pentru că vom avea vecini asemenea nouă și într-o țară în care tu ai niște vecini supărați sau ai niște vecini săraci, nu-ți convine să treci. Deci ca să trăim bine aici, trebuie să avem vecini cât mai bogați, cât mai bine plasați. Acesta este interesul nostru, l-am devenit aici. Domnul primar, vă mulțumim încă o dată și vă rog să adresați un cuvânt de încredere. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care s-au avut răbdare de a sta până la eliminarea acestei întâlniri. Sper, așa cum a spus și domnul Dobel, să nu fie ultima și cel puțin atât de cât pe primar, nu vreau să spun anii, voi mări numărul de ediții, pentru că nu vreau să devin ipocrit pentru o singură întâlnire și să arăt tuturor că am făcut această întâlnire numai de dragul de a face această întâlnire. Am și eu rude care sunt plecați în străinătate și atâta pentru vorbesc cu ei, dau seama că totuși, indiferent unde a spus ceva de mine, indiferent unde ești în România, și duc dorul celor de acasă. Și vreau să vă spun un lucru. Am avut ocazia să particip la foarte multe întâlniri internaționale. Sunt de fiecare dată, că sunt mândru, că sunt român, suntem un popor de oameni deștepți și oriunde suntem, demonstrăm acest lucru. De ce? Oare nu putem să revenim în țară? Asta nu ca obligație, ci atât cei care doresc să revină, să ne dezvoltăm afacerile în zona de unde provenim. Și bineînțeles, poate la ora actuală nu există sau nu am dat noi tot ce trebuie pentru că acești tineri sau aceste familii să se reîntoarcă. Unii au solicitat apartament, unii poate solicită din partea administrației locale unele lucruri ca să-i vină în avantajul lor. Există această posibilitate. Important este să comunicăm, important este să avem deschidere și din partea noastră și din partea lor. Ca într-un tot unitar să putem realiza aceste lucruri. Înainte de a lăsa-o pe la vinea să ne încânte cu o doină și la sfârșit să bem o cupă de șampanie privind pe copilașii trupei pe care la o păstorește, vreau să vă mulțumesc încă o dată, iar dacă într-adevăr v-am plictisit, deci cerem scuze. Și aș vrea să închei cu... Am fi ceva pe Facebook. Și vreau să vă întreb și dumneavoastră dacă n-aș fi. Doi frați s-aveau foarte bine la fel. Între timp, au apărut discuțiile și desențiile între ei. Astfel încât, după ce și-au spus cuvinte grele, au rupt tot ce fel de relație. După timp, la poarta fratele celui mai mare, a apărut un cetățean care a spus, dom'le, aveți ceva de muncă? Nu am ce să mănânc și vreau să muncesc și eu câteva zile ca să pot să mă întrețin în continuare. La care fratele cel mare spune, dar te duci acolo înspre deal și te rog să faci un gard foarte mare. Și a început să trudească de dimineață și până seara, spre surprinderea fratelui cel mare, când s-a dus, nu era acel gard, ci era un pod. În momentul când a venit și fratele ce a făcut podul, a spus foarte clar. Eu nu creez bariere între oameni, creez poduri prin care să se unească. Și a întrebat, te rog să rămâi în continuare la mine. Nu, mai am alte poduri de clădire. De că și repatriot, de ceea ce face, nu face altceva decât să creeze niște poduri între noi cei care am rămas aici în țară și pentru cei care sunt plecați. Și această acțiune pe care noi am făcut-o, poate este o punte de legătură între cei plecați peste hotare și cei care au rămas aici. Iar pentru ca să-i dau satisfacție domnului Dobre, ne-am propus, și o să vedeți că în anul centenar care va fi anul viitor, să organizăm
între alte acțiuni dedicate acestei mari uniri, și o tabără în care să invităm copiii tărășenilor plecați peste hotare, care nu cunosc locurile unde părinții sau tatăl sau mama au copilărit. Și sunt convins că pe lângă noi vor veni mulți care se sprijine, care s-au întors în țară să sprijine acest lucru. Vă mulțumesc și să ne mai întâlnim și la anul în această sală pentru a doua ediție și în fiecare an pentru a vedea care au fost, care a fost feedback-ul acestor întâlniri. Vă mulțumesc! Să vă mulțumesc pentru vizionare.